Dragii mei, sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți la lucruri simple! Da? Ok. Tuturor celor care ați dat subscribe paginii noastre de internet, de YouTube, vă mulțumim foarte frumos, suntem cu ochii pe voi. Fiți foarte atenți că sunt și 3 pachete de membership. Poate vă interesează. Mulțumim foarte frumos Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Vinul Chateau Valvis, care și astăzi sunt alături de noi. Și suntem foarte impresionați de capodopera de la Diardi. Tabloul care înfățișează portretul în ulei al invitatului meu de astăzi. Mari surprize astăzi. Foarte mari surprize, dar să lăsăm discuțiile, pentru că încep lucruri simple. Na 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 na. Aoleu. Na 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 na. Atenție, atenție. Atenție. Direct în ele. Dar ce crezi, că pierdem timpul? Asta îmi place. De la tine am învățat asta. Foarte tare, wow, nu-mi vine să Vai, drag. Nu-ți vine să crezi ce? Nu vine să cred că nici măcar n-am apucat să-mi tragă suflarea. Deci am parcat, a venit o fată la mine, m-a afirmat și am ajuns aici. Și mă așteptam să fie, ce mai faci? Stai să dăm rec, hai camera, hai băieți, mișcați-vă. Nu, toată lumea era pe rec deja, foarte tare. Mă bucur foarte mult că apreciez. Noi suntem din Mileniu 4. Vechea gardă din Mileniu 4. Deci nu suntem, suntem foarte rapizi, pentru că ne dăm seama că timpul tău acum este foarte prețios. Ei, să nu exagerăm. Deci nu, chiar înainte de a veni, noi discutăm acum despre timpurile noastre și cum monedele se schimbă de la o zi la alta, de la un an la altul. Cum ar fi, de exemplu, uite, prima întrebare pe care s-o adresez fără nicio legătură cu ce se va întâmpla în continuare. Tu ai Bitcoin? Da, am ceva, dar nu, n-am mult. Adică nu sunt genul care să-și investească un procent mare din bani în Bitcoin. Am și eu acolo un pic. Eu nu vreau să pierdem disputa asta. Tu ce monedă ai? Am Shiba Inu. Ce mai ieftin? Ai auzit de asta? Am auzit și de Shiba. Mai are cineva ceva? Cristian a avut un accident de dimineața asta. Deci astea suntem noi. Forinți. Și sunt atât de digitalizați forinții, nici eu nu-i văd. E-forinți. Eforinți pentru noua eforie, generație. Eforinți. Vezi că am un început pentru tine, dar îl dau așa ca să fie, știi, noi suntem tot vechea gardă care era alea. Domnule, ai bifat țudula? Ai bifat pontajul? Da. Dragii mei, are peste 3 milioane de abonați pe YouTube. Pauză, mă gândesc la cât am eu. Mi s-a oprit creierul când m-am gândit la cât am eu. Și este un tip cu atitudine, un tip cu imaginație. Este un oltean, nu fierbinte, iute. Pur sânge. Pur sânge oltean. Este Andrei Șelaru, alias Shelly. Mulțumesc pentru invitație. Ai recunoscut melodia? Nu. Stop! Ia, stai. Nu, zi. Nu aia, dar n-ai dragoste în tine, nu? Nu? Nu gândă nimica. Dar n-ai o dragoste în tine. Aia era, nu țin minte. Genul, eram atât de surprins de rapiditate încât n-am fost atent și la cântecer. Vreau să te întreb ce ai comandat. Cea pe care ai observat-o, cea care a fost afară, să știi că era fimea. Wow, ok, nu știam asta. Chiar nu știam asta. Pe bune? Andreea, iubirea mea, ce a comandat Shelly? Un cappuccino. Mulțumesc mult, Andreea. Un cappuccino? Mulțumesc, nu știam că ești fica lui Horia. Chiar nicio problemă, nicio problemă. Era un tip acolo. Ai cerut tu zahăr? Da. Deci fii atent aici. Câți ani ai tu acum? 21. Doar ce i-am împlinit. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Everybody. Cine? Cine să trăiască? Cine să trăiască? Mai tare puțin. Băi, mulțumesc, bă, nu trebuie. Shelly să trăiască, Shelly să trăiască. La mulțumesc mult, băieți! Cine-i născut în martie? Februarie. 28 februarie. Ultima zi din februarie.
Dacă mă nășteam în 29, îți dai seama. Dacă te nășteai în 29, tu, după cum te acum. Știu, improvizai tu, doamnelor și domnilor, și domnilor, vreau să vă spun că astăzi este 29. Nu mă interesează că am trecut pe 1 martie, dar este 29. Vă dați seama cum sunau știrile dacă mă nășteam pe 29. La doar 4 ani, Sherry are 3 milioane de abonați. Tânărul fenomen, cât te poți să faci la vârsta asta? Vreau să spun că îmi place ideea de fenomen, dar cred că m-am pregătit pentru tine cât pentru toată biblioteca Alexandria și Britanica și Enciclopedia Britanica în loc, dar mi-a plăcut foarte mult să te descoperi prin chestia asta. Ca să știe toată lumea, noi am fost ne-am văzut o singură dată la un casting, pentru că și eu la 49, dar și tu la 21, amândoi suntem chemați la un casting. E adevărat că tu acum ai făcut mai multe filme și eu mai dau telefon, știu eu, pe la România, ai un film, ceva? Da, sigur, vino. Te-am văzut. Te-am rog, oprește-te! Te-am văzut. Stop in... E ceva cu Horia puternic care da. În cinema. O să moară Gixi. Bun. În primul și în primul rând, aș vrea să te întreb cum arăta Craiova copilăriei tale. Horia, să știi că nu am prins nu am prins lumea interiopă când eu am început să am amintiri așa pe la 4-5 ani, de când îmi aduc eu aminte lucruri, deja cumva trecuse perioada aia răufamată a Craiovei. A fost vreo perioadă răufamată? Îmi cer scuze, eu nu știu. Nu știi? Nu. Cu săbii, cu nu cred. Omoruri, cu interiopi, cu cranuri. Vorbim despre același Brooklyn din Craiova? Sau vorbim despre același Craiova? Da, nu mai sunt. Asta e. Și eu n-am prins perioada nasoară a orașului și am prins perioada drăguță a Craiovei. Adică, cum să fie? Cu voie bună, cu băieți, cu skate. Se dădea lumea cu skate-ul când aveam eu așa 12-13 ani și începeam să ies. Era skate-ul în vogă, cu parkour, nu știu dacă voi ați prins asta. Cu parkour, cu sării de pe clădiri, cu nebunii. Trec în partea asta. Parcurs a fost, da, parcurs. Da, deci așa a fost copilăria mea. Școală, mama profesoară de matematică a avut grijă acolo să învăț bine. Era matematică, că în rest nu interesa, adică în rest puteam să fiu ultimul elev. Important era matematică, să știu bine. Deci a fost ok. Dacă eu aș fi un turist acum și tu ai fi ghidul meu, mi-ai spune 3 lucruri importante unde trebuie să mă duc în Craiova, incluzând și un restaurant sau chiar o bodegă, nu mă interesează. Deci, în primul rând, eu mă duc în seara asta la Craiova, așa că dacă n-ai ce face mâine, eu te iau cu mine. O tură cu Shelly. Da. Dar ți-a zice să vizitezi Parcul Romanescu odată, pentru că este un parc imens, cred că este cel mai mare parc natural din Europa sau ceva de genul. Nu cred. Da. Și arată ca, adică îți dă așa vibe-uri de Central Park din New York, chiar impresionant parcul și l-au refăcut în urmă cu câțiva ani și acum arată super bine. Ți-a zice să mergi să vezi Teatrul Național și toată piața aia din jurul lui acolo în centru. Aha. Și, desigur, blocul în care am copilărit, monument al orașului, chiar a intrare. Cât timp ai stat acolo? Păi până în 2020, deci 19 ani. Mama mia, da. 19 ani. Nu, glumesc, al treilea lucru, nu, n-ar fi blocul meu. Te-aș duce la un restaurant care îmi place mie, că ți s-ar face și foame și ar trebui să mănânci ceva. Vrei să spun? Poți să spun? Da, da. Uite aici la Big Ben în Craiova. Nu iau bani de la Big Ben, dar e... Ai mâncat? No? Dar ce aș comanda acolo ca să merg la sigur? Orice vrei tu. Tu poți să comanzi orice. La stânga împrejur. Bun, perfect. Din punctul meu de vedere, la modul în care tu ți-ai creonat contentul în ultima parte a existenței tale, eu aș vedea pe blocul ăla aici. Aici s-a inspirat, din blocul ăsta s-a inspirat Shelly. Adică un afiș de genul ăsta, o plăcuță de genul ăsta ar fi senzațională, pentru că în permanență, dacă e unul care e antreprenor, 5 lei poza cu plăcuța. Am înțeles. Băi, deci clar, aici asta, Shelly. Uite, și după aceea, eventual... Și părinții mei săraci care încă stau acolo, n-ar mai avea și ei viață privată, ai fi turiști la ușă să facă poza. Iartă-mă, dar cum ai scăpat de perfectul simplu? Făcuși eforturi mari? Voia să știi că nu făcui neapărat eforturi foarte mari. Cred că era frica la ardereni. Și anume, atunci când vorbești cu un alt arderean, începi să suni ca un arderean. Dar dacă ești un arderean care a stat mult în București, atunci când nu vorbești cu arderean de-ai tăi, vorbești normal. Așa e și la mine. Dacă mă duc acum în Craiova, primele două zile nu o să iau perfectul simplu. După aia, din a treia zi, vorbind doar cu orteni, o să încep să vorbesc cu perfectul simplu. Dar după aia, dacă mă sună un bucureștean la telefon, nu o să mai vorbesc cu perfectul simplu. E foarte ciudat, dar așa se întâmplă.
mie nu mi s-a întâmplat, adică eu aveam de genul ăsta și mi-a făcut cineva observație. Vezi că nu spui bine port bagaj. Ba da, spui bine. Nu, spui port bagaj. Și făceam de multe ori, împingeam așa anumite... Port bagaj. Port bagaj. Și vezi că acolo nu e bine. Băi, tu nu vorbești bine. Ba da, vorbesc bine. Și după aceea, încet, încet, după 2 ani de la pe postul național, mi-am zis gata. Adică, vorbele s-au metaformat singure, asta cu siguranță. Dincolo de aventurile tale în Craiova, pentru că sunt destule, am înțeles că există cea mai mare competiție ever din lume între, istorică de altfel, între Nicolae Bălcescu și frații Buzești. Vezi că Nicolae Bălcescu nici nu mai există și a schimbat numele. Este Bălcescu, acum e Carol, se numește. Da, așa e. Dar există competiția asta. S-a datat cu câțiva zeci de ani mai devreme. Există competiția asta. Pentru cei care nu știu, sunt două licee din Craiova. Tu ai terminat liceul Frații Buzești. Frații Buzești. Și Carol e fostul Bălcescu, un liceu de pe care cade-te în cuiara. Adică el are nevoie urgent de niște lucrări. Facem un apel, da? Pericol public ce este acolo. Dar oameni foarte ok. Na, cum să zic, nu e neapărat o competiție atât de acerbă, dar sunt cele mai bune două licee din Craiova. Deși Buzeștiul e pe primul loc, adică mereu iese pe primul loc Buzeștiul. Adică nu că sunt eu din Buzești și zic asta, dar mereu Buzeștiul a fost un pic în față. Dacă, de exemplu, eu mi-aș da numele, eu frate Buzescu, dacă aș fi Mihail Sadoveanu, aș da numele unui liceu, eu cred că toată lumea de acolo ar trebui să știe literatură. În cazul fraților Buzești, ție îți place istoria? Mie îmi place foarte mult istoria. Despre frații Buzești nu știu decât că erau niște boieri foarte șmecheri, cu bani foarte mulți, cu cașcavală. În rest nu știu atât de multe despre acești doi domni, acești doi frați, sau mai mulți, nu știu câți erau. Dar așa, eu să știi că chiar sunt destul de pasionat de istorie. Chiar e una din subiectele mele preferate. Dar nu știu așa de frații Buzești. Să știi că îmi place ce spui. Deci, dincolo de matematică, iată, a venit și istoria. Încet, încet scoatem totul de la Shelly, pentru că asta ne propunem astăzi. Hai, scoatem, mai lăsăm ceva și pentru la anul. Și pentru alte podcasturi. Da, noi avem un podcast în care te afli. Acum se numește Lucruri Simple. Lucruri Simple este o piesă pe care a compus-o Cristi, nu în Craiova, când m-a întâlnit pe mine. Eu am fost sursa lui, muza lui, s-a inspirat de la mine. Și problema este în felul următor. De fiecare dată când vine cineva că are voce, că n-are voce, că face hip-hop, că face rap, că face operă, că face vals tematic, el trebuie să cânte. Okay. Ești pregătit pentru asta? Da, oamenii știu deja că eu sunt complet afon, așa că n-am nimic de ascuns. Nu. Adică n-am nicio problemă, eu întotdeauna mi-am asumat. Există oameni mai afon decât mine pe pământ, însă sunt acolo, în top. Noi trebuie să mulțumim locului în care ne-am născut. Iar eu astăzi aduc un omagiu tuturor oltenilor. Ce frumos! Deci, prin mine? Prin, tu ești vectorul de imagine acestui... Ok, acestui deci cum facem? Bagă instrumentul și eu... Nici o problemă! Deci dacă vrei să-ți auzi vocea mai bine, eu îți propun... Propui aceste căști, nu? Ai cântat vreodată această melodie? Bun, apă! E un semn, Horia, că n-ai trebuit să cânt. Șervețele! E un semn. Atenție! Titanicul! Deci în viața mea n-am vărsat, ești primul invitat la care vărs. Vărs. Ești emoționat? Da. S-a dus tot, vreau să Horia e emoționat că are aici în față un oltean. Următoarea voce a industriei muzicale românești. Deja se gândește, oare la anul mai prind sala aparatului sau vine Sherry să o facă în rocul meu. Pe unii dintre noi, mamele noastre ne-au făcut olteni să cânte muzica. Hai cu autotune-ul. Ian. Auto. Piesa asta cu autotune n-ați auzit-o niciodată. Senzația. Deci când încep ritmurile astea. Oh. Atenție. Stai. Stai. Foaie verde. Foaie verde Magheran, mă. Perfect. M-a făcut mama oltean, măi. Portăciulă de astrahan și cămașă de tulpan. Corjocel de miel bărsan, măi, gano. Oltean sunt oltean, zice. Oltean sunt oriul, măi, mânce, măi. Oltean sunt oltean. Păi, e măsura asta, măi, e măsura asta. Stai așa, că o iau de la refren. Nici o vreodată. Ce să ia cu mine bine?
Îi dau haina de pe mine și să ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de Dudău, de la Galbin de Mușrău. Măi, rano, da, Oltea sunt, Oltea nu zice, Oltea sunt, Oltea nu zice, măi, Oltea sunt, Oltea nu zice, măi. Perfect. Hai că am făcut-o și pe asta. Deci în spiritul acestei dedicații senzații... A fost rău? A fost așa? Nu. Nu, e l-am luat de pe Bitcoin ăsta, versul ăsta. Dragul meu, aș vrea în primul rând să spun, în inerția tuturor filmelor văzute de mine, aș vrea să... Asta e întâmpinarea pe care am vrut să o fac eu. Ceva. Acestea vreau să ți le dau ție special. Mulțumesc mult. Știi ce reprezintă? Evident, este simbolul nostru. Deci... Al județului Dolj. Este... Deci, în viață... Stai că plec la Craiova diseară, nu? Pentru că tu te afli chiar la ora prânzului. Mult. Cu mare dragă. O să-l țin eu, special pentru tine. Nu cred că avem platou ortenesc. Ba da. Nu cred. Dar voi știți că Horia m-a și întrebat de vreo 4-5 ori înainte de acest ce podcast. Ce bei? Roze, roșu, arb, zic, băi, cu mașina, adică dacă vrei dăm așa de... Da, o să dăm și așa și pe de altă parte, în orice caz vreau să te simți bine și prazul aici l-am fragmentat. Și altceva. Jur că niciodată n-am gustat, te rog, ia tu că eu sunt, eu îmi bag mâna imediat dacă... Ce, n-ai gustat praz niciodată? Mă, ia... Simtești tu... Deci un fel de ceapă mai selectă, da? Care nu pișcă atât de tare, reprezintă o... e bun. Dar de ce nu mâncăm noi mai mult praz? Adică de ce mă duc eu la piață și zic, dați-mi și mie o ceapă, dați-mi praz. Dar știi că se face mâncare din praz. Și foarte bună. Da, mama face. Ultima dată când ai mâncat... Ce v-a făcut de Mike, da, cu, ia zi, cu o... Nu știu, acum o lună, nu știu, când am fost ultima dată la Craiova, cred că acum o lună, cam așa. De câte ori te duci la Craiova? Păi depinde de ce treabă am pe acolo în general, că cam o dată pe lună ajung acolo cu diferite treburi. Mai trec și doar așa să-i văd pe ai mei, dar în general am și o treabă când mă duc și cam o dată pe lună, cam așa. Anul în care te-ai născut este foarte important, nu știu dacă realizezi. 2001. Exact, 2001. Un an de referi... În 2001, dragul meu, lansam la Antena 1 o nouă licență. Îi spunea Gong Show. Era o licență americană. Ok. Și chiar mă gândeam că... Și a fost prima licență în care am cântat. Fapt care după aceea mi-a dat ideea de a face, o trupă. Păi și eu cred că mi-am făcut trupa Five Gang, pentru că atunci când eram în boita mamei în 2001, se auzea Horia Brânciu de la televizor de pe Antena 1 și am zis eu trebuie să... La Gong Show. Întrerupem aici podcastul, pentru că este momentul, climaxul acestui podcast, această declarație și ne vom vedea cu alte ocazie peste o lună, două, trei. Ne-am umbut a mamei. Horia Brânciu m-a setat de schimb. Da, drăguță declarație. Dar tu trebuie să știi că atunci când te-ai născut în 2001, de ce vreau să fac lucrul ăsta, Shelly? Pentru că peste câțiva ani, sau mâine, poimine, ce peste câțiva ani? Că de obicei formula e atunci când o să povestești tu nepoților, la naiba. Mâine, te întreabă cineva, Shelly, ce se întâmpla în anul în care te-ai născut tu? Iar eu îți spun acum ce se întâmpla. Tu imediat o să sar cu informația. Deci, noutățile muzicale. La Cerbul de Aur... Stai că nu ți-am văzut mai adă. La Cerbul de Aur, prima trupă românească câștiga Cerbul de Aur. Se numea Proconsul. Era în trupă? Nu. Atenție. Prezentasem cu vreo 4 ani înainte Cerbul de Aur. Asta nu contează. Ți-l cânt eu prima dată. Ok. Și după aceea încep tu. Ok. Deci refrenul așa. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege palmostea să te ia pe tine. Să-ți spun când ai să vii vorbe pe care le știi. Ți le-am spus și cred că vrei să le asculti din nou.
Între timp și Cerbul de Aur s-a terminat. Dar în urmă cu 21 de ani. Da. În 2001. La Mamaia. La Mamaia. O piesă senzațională câștiga locul întâi. Ok. Deci fii atent aici. Deci râs tu râs, dar îți arăt piesa, nu începem piesa, dacă o recunoști din prima. Nu. Nu cred. Nu e. Vezi? Dacă tu l-am născut. Tu trebuie să, băi, tu trebuie să știi viața ta, mă. De când te-ai născut până când te-ai ai întâlnit-o pe Smaranda. Că după aceea e altă situație. Deci, Ana Maria Georgescu, o fată cu care am făcut și un musical, se spune My Fair Lady, a cântat această piesă. Era piesa ei de debut. Cum a fost pentru tine sosul, pentru ei a fost ochii tăi. Ok. Fii de aici. Cât mi-e dor de ochii tăi, ochii tăi. Bravo! Ochii, ai intuiție. Ce arcadovă păi, ochii tăi, ochii tăi. Alții nu voi mai afla și nu-i voi putea uita. Cât aș vrea privirea ta să mă oglindesc în ea. Eu n-am știut la ce mă înscriu, adică n-am știut la ce vin. Și acum, Shelly, ce se întâmplă când te-ai născut tu? Deci, pe lângă faptul că au fost atentatele de la 11 septembrie, că a izbucnit un război, pe lângă toate aceste lucruri, mult mai important de atât, în 2001, la festivalul de la Mamaia, această piesă câștiga locul întâi. Este! De asemenea, la Cerbul de Aur, trupa Proconsul ieșea pe primul loc, prima trupă românească la Cerbul de Aur, de altfel. Deci, în momentul de față, pleci de aici cu un plus. Băi, am fost la Brânciu. Aoleu, mai bine nu mă duceam. Dar totuși am învățat ceva. Deci asta e ideea. Ai înțeles? Asta. Noi nu trebuie să scăpăm o zi fără să învățăm ceva. Omul cât trăiește, învață. Bun, dar tu te-ai născut în anii 2000. Da, e anul 2000, cartierul meu e tot aici. Aia ești, ce zic. Încă e acolo, Răpuș, Craiova. Am ascultat mult rap. Știu. Dar pe astea nu le știam. De asta e. E, dar acum spun o melodie. Ultima din setul ăsta, ca să mâncăm liniștiți. Că din setul ăsta sau din... Din setul ăsta. Da, după aia avem setul 2. După aia vine felul 2 de mâncare. Exact, exact. De-aia știi tot. Deci, Ian, multă lume, și tineri, și în vârstă, sunt fanii acestei piese. Și cred că o știi și tu. Ia să vedem. Fiat poate chiar o știu pe asta. Da. Pe asta o știu. Ăsta e omul meu. Ăsta e Shelly, de care îmi spuneam. Pe asta o știu. Dar știi de unde o știu? O știu pentru că Guess Who a fost Guess Who? Sigur că da. Atenție, copii. Când eram eu mic, mi se spunea așa: bă, noi să ajungem în anul 2000. 2000. Era în 1900 toamna. Și atunci noi nu vom mai fi copii. Doamne și domnilor, noi nu ne-am născut în anul 2000, dar Shelly a făcut-o. Asta e televiziunea, știi? Ca nebun, știi? Suntem copii. Aha! De acum vom fi plin de uimire, plin de iubire. Cu ochii vă urmărim. Știm de pe acum ce ne aștepte stradul nenumărat. Flori și palate să avem noi mâine, aur și pâine. Voi sunteți niște eroi, dar într-o zi și noi. Ne vom uita la Shelly pe YouTube, vom da subscribe. Tocmai a scos un vlog nou și vă recomand să apăsați pe clopoțel. Faptele vom preschimba, vom fi meșteri scuziți, vă vom face fericiți. La Shelly subscribe vom da pe YouTube-ul său, da. Intrați să ne urmăriți un nou vlog. Vrem să vom ști să facem țara ca primă în sus. Și mâine fac tinerii, vom reuși că vă suntem copii. Urmând povața, asta îmi place mie, o face viața îndelungată și minunată. Și atunci niște eroi vom
revenim și noi. Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, vom da subscribe la șerii pe YouTube-ul lui Dana. Băi, dar ce flow avea. Flow, mișto. Avea un flow. Fapte, ultima strofă. Vom fi meșterii scuziți, să vă face fericiți pe voi, părinții ce veți fi. La a doua tinerețe. Câți ani aveai tu în 2000? 18. Minus. Nu! 28. 28. 28. 28 aveam. Ești un an mai mic decât tata. Da? Da. Aș fi putut să fiu cel puțin tată. Ai fost inspirație, nu știi că în burtă când eram... Îți mulțumesc tare, ești un drăguț. Aș vrea să-ți dea subscribe toți cei care s-au născut înainte de 2000 și după 2000. Deci toți. În 2000 am născut neața la Antena 1. Acum... Dar știi că de fapt noi ne-am văzut, acum mi-a picat fisa, noi ne-am văzut de două ori de fapt, pentru că odată erai la neața, prin 2018, și noi am venit să cântăm. Și noi am avut o prestație și tu ai spus foarte frumoasă prestația, pe vremea mea se cânta live, după ce am cântat așa. Da. Ce am spus? Recunosc că am fost rău. Și eu recunosc, făceam playback, adică nu, n-aveam nicio... Nu, am fost rău, pentru că în mintea mea, știi, odată cu vârsta înțelegi, odată cu vârsta, bă, ok, nu trebuie să fii neapărat să tragi de ureche pe cineva. Lasă-l să trăiască. Și atunci... n-ai ce ureche, că noi n-avem urechea muzicală, asta era, și n-aveai de ce să ne tragi. Dar produsul a fost foarte, foarte bun. Produsul a fost foarte bun, era tânăr, era... Țin minte toate frizurile voastre. Eram, cred că, invidios pe frizuri. Pentru că eu la 20 de ani n-aveam pic de cunoștințe despre hair. Niciun gel, niciun fixativ, nicio aranjare. Era totul cum intram pe post, așa mă trezeam. Bună ziua, stimațele spectatori, așa că să te apară. Nu, n-aveam probleme. Tu ai avut vreun sfătuitor în sensul ăsta? De păr? Da. Pentru că tu ești un tip foarte... Din prima tu ești... Părul tău reprezintă energie. Da. Putea să fie căzut total. Probabil că așa te trezești dimineața. Da, nu stai așa dimineața. Reprezintă ambiție, energie, bună. E o imagine puternică fără să scoți niciun cuvânt. Da. După aceea când scoți un cuvânt și zâmbești și mai faci să știi că viața e grea. Pac! Știi? Atunci e altceva. Deci, cum ai putut? N-am fost consiliat. Adică am primit sfaturi la modul nu te mai tunde așa că stă ca dracu, nu te, adică pe negativ, știi? Dar, na, cum să zic, frizura de acum e o, cum să zic, o adaptare după multe eșecuri, știi? Adică din greșeli, în greșeli, la ceva... Ok. Dar da. Că eu n-am frizuri foarte îndrăznețe, adică nu sunt genul să-și tot schimbe hairstyle-ul, să facă tot felul de nebunii. Eu am ținut-o pe asta așa. Dar de când ai fost în copilărie, aveai de la 11 ani. Pe acolo aveai... era freza, dar odată a fost foarte lungă, la un moment dat răsasem o preată așa pe... De venea cam până aici. Am avut mai multe versiuni ale acestei frizuri. Iar la bază tot același model era, dar alte motorizări ca la mașină, știi? Alte variații. Eu am fost foarte uimit și îți spun din capul locului de ce ai putut realiza cu acel fake news. Cu accidentul. Cu Mercedes-ul care era pus grafic acolo, cu regia cu copilul în față care zicea respectivele cuvintele. Bineînțeles, pagina de YouTube secretă pe care ai trimis-o la un post de știri. Da. Tot contextul ăla, tot scenariul ăla, toată regia aia a fost una dintre cele mai interesante, pentru că dincolo de a atrage tot felul de știri, a atras foarte multe, din punctul, pe mine mi-a atras privirea. Băi, tipul ăsta se luptă cu armele sistemului. Da, a fost bine că s-a creat atunci o dezbatere despre treaba asta și că cumva oamenii și-au dat seama că, bă, stai un pic, că o televiziune de știri nu e neapărat autoritatea supremă în ceea ce privește adevărul, pentru că pot greși. Corect. Și de multe ori oamenii nu sunt conștienți de treaba asta. Nu știu dacă mai ții tu minte exact în ce context am făcut eu ce am făcut, că n-am făcut-o de la sine. Am făcut-o într-un context în care postul respectiv de știri
ei sâmbătă seara, aveau cumva un fel de emisiune, deci erau tot știri, dar erau un fel de talk show al lor, care se dăduse foarte mult pe mondenități în ultimele luni atunci. Mergeau foarte mult pe mondenități pentru că le făceau rating, adică ei în loc să discute spațiu politic, ce discutau în general la show-ul ăla, discutau Viorel și Vârpița, discutau Sherry, discutau Dorian Popa, lucruri de genul ăsta, dar tot cu aceiași invitații care discută politic. Adică, și care le știu pe toate. Da, oamenii nu erau foarte în temă cu ce se întâmpla. Problema mea a fost că ei ce făceau, luau vloguri de ale mele, le remontau, le rearanjau și făceau știri din treaba asta. Spre exemplu, dădeau titluri gen prezentator TV împușcat de Sherry sau și unde mi-a sărit chiar, unde mi-a sărit Sandra, că de acolo a început, eram la mare, mă sună proprietarul apartamentului foarte nervos, ce ai făcut, te-ai bătut cu Dorian Popa la mine în casă, zic... Nu, adică sunt la mare, adică cum am ajuns aici, să zic că despre asta, zice, păi la România TV, uite ce scrie pe burtieră. Bătaie la Sherry în casă, picioare în gură. Și asta era pe burtieră. Adică niște chestii complet scoase din context, complet scoase din context și atunci s-a panicat și familia, m-a sunat mama că s-a întâmplat ceva, că nu știu ce, că vede despre mine la televizor. Și atunci eu am zis, băi, vreau să dezmint lucrurile astea și vreau să dovedesc că că știrile astea sunt complet inventate și fabricate, dar nu puteam pur și simplu să ies să zic, băi, aro, stați un pic, astea sunt n-avea fake. Consistență. Nu avea consistență, pentru că vorbești tu, un copil de 21 de ani, în fața celui mai urmărit post de știri din România. Adică orice om zice, bă, stai un pic, ăsta e totuși cel mai urmărit post de știri. Nu cred că au inventat-o, n-au scos-o ei de undeva. Sigur au ei ceva în spate, o bază pentru ceea ce spun. Și mai ales eu, acuzatul, să iei să zic, nu este adevărat. Adică, îi dă credit postului de televiziune, clar. Nu aș fi fost credibil. Oamenii ar fi crezut că un post de televiziune serios clar spune adevărul. Și atunci am vrut să demonstrez cât de ușor este să creezi o știre în România. Și încă este la fel de ușor. Și cât de ușor poți să creezi adevărul. Efectiv. Și atunci am... cred că bugetul de producție a fost undeva 100-150 de euro pentru filmarea aia cu telefonul făcută. Da, da, pentru modelul ăla 3D și CGI-ul ăla cu mașina grafica aia cumva. Și am făcut acest videoclip în care părea că un copil de pe stradă aleatoriu mă filmează pe mine, care tocmai ce am făcut un accident banal de altfel, adică accidentul, ai văzut că era mega banal, era super banal, adică da. Nu era o chestie chiar gravă. Am făcut un cont de YouTube fals. Bogdan Iovițoiu se numea contul și am scris un e-mail către redacția lor, către adresa publică de e-mail. Da. Băi, ca un copil de 9 ani am scris: bună ziua, sunt Bogdan Iovițoiu, am 9 ani și vă rog eu mult, uitați materialul, dacă îl dați la știri, vă rog eu să-mi promovați și mie canalul de YouTube Bogdan Iovițoiu, că am 50 de abonați și vreau să fac mai mulți abonați. Bă, fix așa am scris. Fix așa am scris, deci exact ca un copil, cu greșeli de scriere, cu tot. E ca un copil mic. Și... ei mi-au răspuns la e-mail în vreo oră, mi-au zis: da, mulțumim mult pentru material, vă rog să ne furnizați mai multe informații, dacă a fost cineva rănit în accident, adică ei tot zgârmau, zgârmau după știre acolo. Da. Eu nu i-am mai răspuns, adică Bogdan Iovițoiu nu, a decis Bogdan să nu mai răspundă și într-o oră a intrat pe post. Într-o oră de când ai trimis tu mail-ul? Da, de la știrile, de la buletinul de știri de la ora 10 seara, mi se pare că a intrat prima dată. Pe postul de știri cu care eu aveam și problema. Ce a fost după aia neașteptat și chiar nici eu nu mă așteptam, a fost că toate televiziunile au preluat această informație și nimeni, absolut nimeni, nu mi-a dat un telefon să mă întrebe: băi nene, tu chiar ai făcut accident? Nimeni n-a sunat nici la manager, nici la poliție, nici la prieteni de-ai mei, nimeni n-a sunat, absolut nimeni, toți au difuzat știrea. Eu aveam atunci, angajasem o firmă de monitorizare media să-mi dea de fiecare dată, să-mi dea raport din oră în oră, de fiecare dată când se spune Sherry pe un post de televiziune. Și m-am culcat, m-am trezit pe la 11, că eram în vacanță când am publicat tot ăsta. Și m-am trezit pe la 11 și era deja așa raportul de gros cu toate posturile. Digi, Antena, toate posturile au dat știrea. Incredibil. Și după aia am lăsat știrea să circule 2 zile. Primeam mesaje: bă, boule, cât era accident, bă, reșinam de râs, toată lumea din redacție, că era... erau pe burtă, că băi, ăsta chiar, adică a făcut un accident și acum a făcut cel mai penal accident din lume, adică cel mai banal, efectiv. Deci, practic, cârcotașii au sărit toți pe tine. Da, și era și logic, pentru că dacă te uiți la cum era mașina acolo și cum, adică trebuie să te întrebi, bă, ăsta, unde se uita când a făcut, adică cum să reușești să faci un asemenea accident? Era SF accidentul ăla, trebuia să fii complet idiot să faci un asemenea accident. Și după aia am ieșit cu video.
Și toată lumea a fost, să zicem, a fost pe burtă că nu se aștepta nimeni la treaba asta să fie fake. Și prin asta am demonstrat ceea ce vreau să demonstrez din start, că posturile de știri pot foarte ușor să dezinformeze și să mintă, fie cu intenție, fie să fie induse în eroare, foarte ușor. Și dacă doar spuneam asta, nimeni nu m-ar fi crezut sau n-ar fi avut același impact, așa că am ales să fac un experiment să o demonstrez efectiv. Vreau să întreb, cum s-a ajuns la o superficialitate de genul ăsta? Ți-ai făcut, ok, ai făcut chestia asta ca, ai făcut foarte bine, mi-a atras atenția chiar și în viața de zi cu zi, oameni normal, băi, au zis că și le-a făcut accident, da? Adică preluând știrea de la, nici ei nu mai verificau, ei o spuneau pur și simplu pentru că, e adevărat, luăm de-a gata totul de la TV, cred că asta, împotriva acestui lucru ai luptat, luăm de-a gata totul, ce auzim, aia credem, nu mai verificăm nimica. Cum s-a ajuns la tipul ăsta de veste neverificată pusă în prim plan în prime time la televiziune? Păi s-a ajuns din două motive mari și rate, Horia. S-a ajuns odată pentru că, din păcate, oamenii și nu doar în România, peste tot pe glob, asta preferă. Adică preferă să aibă știri care să aibă o tentă din asta de a panica lumea, preferă să aibă chestii, știri exagerate, știri extreme, adică asta îi ține mai atenți. Adică o televiziune care e mult mai civilizată și e foarte atentă cum își alege cuvintele încât să nu exagereze, să nu panicheze, nu are același succes ca una care face treaba asta și care cu orice știre încearcă să panicheze și să aibă un breaking news din absolut orice. Adică aici, uite, vorbim de aceeași televiziune care a dat o știre breaking news, ministrul al apărării sau ministrul de interne, nu mai știu, s-a prăbușit cu elicopterul și era, de fapt, omul avusese un accident în urmă cu vreo 10 ani de zile, de mult, uitat, fără nicio relevanță, nu era ministru atunci, dar au dat asta ca un breaking news, ca și cum se întâmplase atunci. Deci odată pentru că oamenii preferă genul ăsta de, adică li se pare că aia e televiziunea cea mai serioasă, pentru că aia dă știrile cu adevărat înfiorătoare, dar de fapt aia doar exagerează. Și doi, rămână pentru că nu prea se fac bani din presă. Adică cum ar fi perfect se întâmplă, ar trebui odată să ai o presă locală foarte strong. Să ai o presă locală, pentru că multe chestii se întâmplă la nivel local, în orașe, în provincie și așa mai departe. Și după aia rețele mari de știri preiau multe informații din presa locală. Dar în momentul de față nu mai există presă scrisă, care făcea ceva bani. Adevărat. Care contrabalansa toate nebunile de la televizor. Presa online e foarte greu e foarte greu să faci bani. Adică e foarte greu să plătești o redacție de câțiva oameni profesioniști din banii din reclame, din publicitate. Și e greu să găsești profesioniști, da. Nu cred că e greu să găsești profesioniști, există, doar că tu, dacă ai o publicație online locală, nu-ți permiți să ai profesioniști acolo, îți permiți să ai oameni care n-au terminat facultatea de jurnalism plătiți cu salariu minim pe economie, pentru că ăsta e bugetul tău, asta e bugetul Correct. Companiei. Asta se întâmplă și la site-urile mari de știri și la redacțiile mari, unde nu mai sunt profesioniști, sunt oameni cu minim pe economie care scriu articole pe bandă rulantă și singurul lor target la muncă este să scrie clickbait-uri cât mai mari, titluri cât mai exagerate ca să obțină click-uri, ca să poată să se financeze. Deci o problemă de ecosistemul ăsta în care presa nu prea mai face bani. Nici televiziunile de știri nu fac bani prea frumoși din publicitate. Televiziunile de știri, din păcate, fac cei mai mulți bani din contracte cu partidele, care iarăși e o chestie care distorsionează foarte mult informația. Sunt puține televiziuni care chiar fac bani, gen bani din activitatea lor pe bune, din publicitate și să facă un profit sănătos din treaba asta. Cum ar fi bine se întâmple, știi? După ce ai făcut tu chestia asta, mie îmi sună și acum, cu toate că s-a întâmplat numai cu 2-3 ani? 2 ani. 2 ani. Ai obținut rezultatul scontat? S-a întâmplat ceva după aceea sau ok, a fost un val care a trecut? Oamenii cred că au fost mai atenți. În schimb, în redacții nu a fost o schimbare de comportament. De apreciat a fost atunci Libertatea, care și-a recunoscut eroarea și a zis, am greșit, o să fim mai atenți. Eu oricum nu erau ei cei care au dat știrea prima oară, ei doar au preluat. Dar și-au asumat treaba asta că, domne, nu trebuie să preluăm pe nemestecate. Ceea ce a fost drăguț din partea lor. În rest, multe posturi de știri nici măcar n-au schimbat știrea de pe site, adică nu s-au închisit, adică cred că prin redacție atunci a fost ceva de genul, a venit redactorul șef și a zis, mă, mai verificați și voi, mă, știrea aia, dracu, adică nu cred că s-au chinuit prea mult. Iar că despre postul ăsta de știri, cel care a început și toată nebunia și așa, ei au continuat cu o campanie de defăimare la adresa mea,
adică din alea rele, că am luat bani de la politicieni să-i susțin în campanii, din alea, fără niciun fundament, motiv pentru care i-am și dat în judecat atunci, pentru ce au făcut după ce am făcut cu accidentul, dar pe total eu cred că ăsta a fost un exercițiu bun pentru omul de acasă, pentru telespectatorul. Adevărat, mare, adevărat. Care a fost o chestie de care nu puteai să-l convingi, altfel decât demonstrându-i că, uite, corect, așa e. Corect, negru pe alb. Da. Dar după toate astea, și, de exemplu, vor trece ani, peste 5-10 ani, cum crezi că se va întâmpla cu știrile în România? Vor evolua pozitiv sau negativitatea asta va continua? Nu știu, e foarte greu de spus, pentru că nu se întâmplă doar în România, adică să nu crezi că doar noi suntem cu știri senzaționaliste. Doar noi suntem corupți, doar noi suntem cu știri. Toată lumea e. Și în America există posturi mai, cum să spun, mai echilibrate și mai serioase și există posturi, uite cum e Fox, spre exemplu, care folosesc mult mai mult senzaționari de genul ăsta. Deci există peste tot. Doar dacă oamenii își vor schimba preferințele și obiceiurile, adică totul ține de oameni. Cine, la ce se uită? Atât încât oamenii cer senzaționari și oamenii vor și nu se plictisesc de genul ăsta de stil și de abordare jurnalistică, atunci asta o să crească. Pentru că, până la urmă, televiziunea e o afacere, ca orice altă afacere. E adevărat. Și trebuie să știi cum e, clientul nostru, stăpânul nostru, trebuie să-i dai omului ce vrea. Apropo de locul în care ai născut, pe care ți-am zis, ești un vector important al Olteniei, eu nu știam imnul acesta. Dar eu cred că acest timp, fără ca noi să-l parcurgem puțin, atenție, este prima dată, nu l-am cântat în viața mea. Nu știu dacă l-ai cântat tu, cred că l-ai cântat. Știu, cum să nu știu. Știu. Oltenia e terminată la Nova, e imnul Craiovei, cum? Iartă-mă, dacă greșesc vreun cuvânt... Te corectez, nu e nicio problemă, eu sunt master aici. Te rog, ăsta e realul. Cum începe? De bucurie... Nu! Stai un pic să... De bucurie rar a fără parte, în unele duminici pe la nunți. Suntem oteni pe viață și pe moarte, suntem oteni, adică suntem munți. Un rost ne-a dat măicuța noastră Dulcea, să fim între românii cei mai fierbinți. Din Dolci până-n Olci și până-n Vâlcea, și până-n Gorj și până-n Nenedinți. Oltenia eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și privi. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și privi. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. La tricolorul române se închină, bravo! Și face jurământ prin luptă azi. Oltenia, provincia latină, a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Numărul 1! Oltenia, pantura lui Tudor, și-a lui Argezi și-a altor duși. Oltenia celui mai mare sculptor, al omenirii Constantin Plâncuș. Este! Oltenia eterna, Terra Nova, extraordinar! Un cântec care astăzi și-n priviri. Ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și-n priviri. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mai iubiri. Eu n-am mai făcut asta niciodată. Podcast musical. Un nou tip de podcast. Da, iartă-mă, dar tu... Da? Ai voce. Mulțumesc mult. Teste mai ușor. No fake news. Mai uite-te o dată pe înregistrare. Nu. O să uite la montaj pe înregistrare cu vocea și zic, auzi, hai să tăiem asta. Nu. Nu, o să tăiem, o să tai când... O să tai! Nu o să tai! O să tai arba la când, fie aici, la așa. Tu știi când ai voce? Da, simt când am și când n-am, să știi. Asta e un lucru important, dar hai să spun, când ai voce, știi piesa foarte bine. Deci asta mi-ai făcut-o aproape 1-1. O știam. Deci asta e secretul. Da, normal. Piesele mele le știu.
îmi vine să sar peste întrebări, să întreb despre niște chestii și chiar o să sar peste întrebări, pentru că cu tine nu se, cu tine trebuie să fiu haotic, pentru că am atât de multe lucruri de întrebat încât nu știu dacă ne ajunge timpul până la 6 dimineața. Am înțeles că ai timp destul. Deci fii atent aici. Tu ai încercat vreodată vreo carieră solo? În ce? În muzică? În muzică? Nu, nu. De ce? Pentru că n-am considerat oportun, n-am găsit nici timpul pentru asta. Îmi place să stau în studio, îmi place să fac muzică. Deci poate ar funcționa. Dar nu e direcția în care eu momentan vreau să mă îndrept acum. Eu momentan sunt foarte concentrat pe partea de conținut, de ceea ce înseamnă show-uri, ceea ce înseamnă formate, ceea ce înseamnă... Show-uri? Da. Give it to me. Tocmai am lansat fix acum, că de asta am întârziat, că aveam o problemă la render, dar tocmai ce am lansat primul show produs doar de mine, doar de Sherry Media, se numește La Muncă și un reality show foarte interesant. La Muncă? Da, La Muncă se numește. E pe YouTube, nu era televizor e în felul următor. Imaginează-ți că mâine s-ar închide toate rețelele sociale, s-ar închide TikTok, YouTube, Facebook. Stai așa. Trebuie să imaginezi, e foarte greu să imaginezi. Deci imaginează-ți că mâine vezi la știri breaking news, doamnelor și domnilor, TikTok, YouTube, Facebook și Instagram și toate rețelele s-au închis și nu este o farsă de-a lui Sherry, am verificat, doamnelor și domnilor, este pe bune. Și Nu. Da, se întâmplă în Moscova. Nu, dar în România. Și după aia imaginează-ți toți influencerii, da? Care din asta trăiesc. Cu mine în frunte și cu Dorian și cu toată lumea, da? Din zona asta. Și întrebarea pe care show-ul ăsta, acest reality show și-o pune este următoarea. Ce ăștia ce facem ar după fi aceea? În stare să se angajeze sau ar muri de foame? Și în fiecare episod din această serie ne angajăm undeva. E un job diferit cu un invitat diferit în fiecare episod. Seama că eu te urmăresc pe tine. Deci chiar am zis lui Andrei ce idee mișto, deși iată ce a făcut Shelly. Iartă-mă puțin. Shelly s-a dus într-un mall cu un interviu cu, exact cum face un reporter, și s-a dus la un cuplu și a zis: știți cumva în ce zodie s-a născut partenerul dumneavoastră? Dar mulți n-au știut. Întrebam și când e ziua? Iubita, ziua ta e... Nu știi ziua mea? Nu? Deci unii știau, dar majoritatea n-a știut. Mi s-a părut senzațional. Asta e o găseliță formidabilă, care reprezintă pur și simplu omul așa cum e el. Câteodată o ituc, de cele mai multe ori, dar câteodată cuplurile dau dovadă de dragoste. Zim cum a fost asta? Adică ai făcut real în fiecare zi cât un influencer? Real? Nu, eu alături de un influencer, am câte doi sau câte trei cu doi invitați speciali, ne ducem la muncă diferite joburi. Am fost gunoier. Bombă. Am fost... Stai, zim gunoierul. Dimineața trezit? Trezit dimineața, dus la punctul de plecare. Și era ăla care stătea pe la... Da. Stăteam pe aia. Îți plăcea acolo să stăteam. Da, e șmecher. Ideea e că depinde, cum să zic, dacă te uiți în coror, îți vine mirosul din aia, nașpa. Șmecherea este, te uiți așa, în jur, știi? Te uiți în jur și e mult mai ok. Am fost... Nu știam asta. Cea mai înfricoșătoare a fost alpinist utilitar. Am curățat geamurile unei clădiri. Cu Dorian am făcut-o pe asta. Și multe alte meserii, casier, angajarea fast food, spărătorie auto, curier prin oraș, livrator de mâncare. Deci orice. Și asta e ideea seriei. Eu vreau să fiu un ultim episod. Hai să da? Pentru că în ultim episod... Ce job ai vrea? Preacher in the middle of the country. Vino aici să te liniștesc. Dumnezeu e cu tine, vino aici. Preot. Un preot în mijlocul la universității. Vino, domnișoara, veniți aici. Găsiți în mine liniștea de care aveți nevoie. Fiind aici. Dar știi cum se termină tot ăsta? Cum? Stimați telespectatori, au revenit rețelele sociale. S-a dus pac, așa cu toate muncile și am revenit înapoi la influențerele. Ar putea, ar fi un final bun, dar nu vă dăm spoilere de acest mega show. Da, și asta este... știi că eu, în mod tradițional, fac vloguri. E, acum, anul ăsta, planul meu este să creez cât mai multe serii de conținut. Adică, plecăm de la vloguri unde fiecare vlog vine cu ideea lui separată și cumva nu au o legătură între ele. Da. Creez niște formate
unde episoadele au legătură și așa rezolv mai multe probleme. Ai viewership mai constant pe episoade, oamenii dacă le place primul episod vor să-l vadă și pe al doilea și așa mai departe. Și am câteva idei de genul ăsta de formate, una dintre ele chiar asta, la muncă care tocmai s-a lansat. Și o să mai tot pe tot muzică facem. Ai ceva? Nu. N-am nimic pe muzică. Uite, asta e problema ta, Shelly, n-ai pe muzică. Aveam una pe muzică, n-am mai făcut-o, pe vremea când Five Gang încă era în picioare, aveam o idee foarte tare, să fim, ne închidem undeva într-o casă la munte sau la mare, undeva așa? Mișto, într-un fel de camp, și în fiecare zi trebuie să tragem un birețel cu ce gen de muzică votează abonații să facem. Și în fiecare, până la finalul zilei, noi trebuie să predăm piesa, cu tot cu un clip făcut repede cu telefonul pe acolo. Da, normal. Și deci avem o zi să facem câte o piesă și în fiecare zi și efectiv, eu mi-am dat seama cât de fani era sesiunile de înregistrări, adică mor de râs cu noi, că noi suntem... Da, normal, niște, foarte bine. Noi suntem pe catering, adică avem producătorul care săracul se chinuie și zice așa trebuie să cânt și după aia vine eu și zic nici o treabă, înțelegi? Nu exagerez acum, exagerez. Dar eu cred că dacă tu ai începe cu Oltenia Eterna, Terra Nova, un nou produs muzical de Shelly, cred că... Deci, trebuie să-ți arăt cum sunt eu în studio. Bine, eram cei drept, eram mult mai mic. Vocal sau video? Este vocal, video. Stai să vezi. Ești pregătit? Yeah. Are you ready? Yes, I'm ready. Să dau volum. Gata. Chiar. Da, bine, eram mult mai la început aici. Eram în 2019. Aveam 18 ani doar ce făcusem. Eu cred că acum la 21 vocea ta s-a îmbunătățit foarte mult. Fără stres, fără stres, fără stres. Nu, acum exagerez, nu. Fără stres, fără stres. Dar nu e așa, nu e cum o cânti tu. E... Fără stres. Exact, bravo. Dar și tu poți să faci chestia asta. Și tu poți să faci chestia asta. Stai, nu, că mă încurc ăsta, stai, dă-i pauză, așa, zi tu. Fără stres. Fără stres. Perfect, ai făcut vocea a doua. Ah, ai făcut doar dintre voci. Ok, bine. Deci nu, e bine și backing-ul a Hoia Brânciu, ok. Uite, fără stres, 1, 2, 3, da. Uite și, nu, și pune asta. Auză-te, să te auzi foarte bine în urechi, e foarte simplu. Da-da-da-ra-da-ra. Stai două secunde, că avem... Avem și, uite, avem și beat. Yeah. Fără stres, yeah. Fără stres. Întâi lasă urechea să se obișnuiască cu tonalita. Fără stres. Fără stres. Gata, ăla-i. Fără stres. Deja ești perfecționist. Fără stres. 2, 3, 4 și fără stres. Am dat gol, știi că nu. Fără stres. Totul e natural. Fără stres. Hoia Brânciu și sunt fără stres. Aici am Shelly e tot fără stres. Dacă, de exemplu, dă un cataclism, se duc toate, toți sateliții se duc și noi n-avem nimic de urmărit. Ce o să facem? Bă, eu sunt foarte liniștit că eu am terminat sezonul 1 din seria asta și acum am următoare skill-uri. Gunoier, pot să sortez gunoiul. Știu să-l împart. Alpinist utilitar, știu să spăr geamuri pe clădiri înalte și nu mai am nicio frică. La câți metri te-ai ridicat? N-aș ști să spun la câți metri, pot să spun câte etaje, 12 etaje. Oh, Doamne. Nu știu câți metri înseamnă asta. Oh, Doamne, multe. Mulți fiți. Mulți metri, da. Da. Știu să fiu acasă, știu să bat pe casă. Știu să deschid casa. Deci asta e tare, să deschizi casa la supermarket. Sub casă există două butoane, unul care deschide casa și unul care e butonul de panică. La mine buton a venit... de panică? Da. Și ce se întâmplă tocă la pești? Vine aia de la compania de securitate cu care are ăsta contract, cu care are retailerul contract. Partea tare este că am apăsat de 5 ori, deci aveam o cască în ureche și eram acasă acolo și zic, ce țin și mie de unde deschid casa asta, că era închisă casa. Apasă butonul ăla, dar nu ăla din stânga, ăla din dreapta, apăs de pat, zic, bă, am apăsat, nu merge.
mai auzi, apasă-l pe celălalt, apăs pe celălalt. Stimați clienți, deschidem casa 6 pentru dumneavoastră. Și zic eu, până acum ce am apăsat? Și apare ea de la SSG așa. Pe scandal toți. Bă, da, pe scandal. Adică erau atât de supărați că au venit până acolo și nu bat pe nimeni. Că au venit așa, puiau, știu, un pic. Și eram eu cu trei camere după mine. Hei, băi, îți cer scuze, nu știam. Am apăsat butonul de panică. Mii de scuze că nu știam. Și erau așa. Poate pe ăsta acum sau ce facem. Da. Dar știu acum să iau cu cardul plata cash, știu să deschid sertarul, să dau rest la om. E, vezi că e o artă și asta, că atunci când omul are un ban, are 15 lei și un ban rest, tu trebuie să dai și banul ăla. Nu era mult, doar mă, 15 lei și bine, 3 de aici. Da, dar dincolo de toate ai învățat să fii și să zâmbești chestia, toată pregătirea asta. De asta o zâmbetul, să ai o zi frumoasă, bine ați venit, cum mai faceți, se întâmplă chestia asta? Da, venea clientul acasă, ziceam bine ați venit, eu ați nimerit. Deci cel mai nașpa acasă este când îți vine câte un client cu produse care n-au cod de bar. Deci aia te-a omorât. Deci vine cu produse cu cod de bar, vine cu pâinea, vine cu tot ce și-am arat el, periuță de dinți, perfect. Și după aia vine cu două legături de-alea, de salată, de ceva, și te uiți la el așa și zici, mamă, aia e genul de produse pe care trebuie să le cauți în meniu acolo acasă, că ei n-au cod de bare. Corect. Și trebuie să cauți, să zici, mamă, de care salată e asta? E salată de-aia sau e salată de-aia? E salată să nu cumva să faci o greșeală pentru că vei fi tras la răspundere dacă... Exact. E salată din grădina ursului. Ce salată este? Și trebuie să cauți salata. Și am ceva foarte tare, casierițele de acolo știu pe de rost codurile la produse. Deci produsele astea care n-au cod de bare, le știu ele codul, e un cod de 4 cifre. Și îmi țipau în cască. Ce e aia, salată? 1796. Bă, că ai 1796, apărea salată pe bon. Deci... Da, e o muncă, frate. Și în seria asta, cred că asta cumva e mișto, că și cei de acasă ajung să respecte mai mult oamenii care lucrează în meserii de genul ăsta și să nu mai stigmatizeze oamenii care nu au joburi din astea, gen manager, gen avocat, gen... Nu, exact. Nu putem fi toți doar pe zona asta și trebuie să fie cineva care să ia și gunoiul din fața porții, trebuie să fie cineva care să scaneze și produsele, trebuie să fie cineva care să facă și curățenie. Și ar fi frumos și să e important să respectăm oamenii ăștia, să ne comportăm la fel cu ei, așa exact, cum ne comportăm exact. Cu șefii adică, noștri sau cu, știi? Dar iartă-mă, dar dacă aș reveni la începuturi... Iartă-mă, dar nu mai cânta nimic de 5 minute. Nu așa, ho nebunule, ho talentatule, ho vocea lui Shelly. Deci fii atent aici. Toate astea n-ar fi fost posibile dacă tu, la 11 ani, nu ți-ar fi dat părinții tăi o cameră Toshiba. Toshiba, da. Toshiba, camera. Ce? Shiba, pe de acolo. Iată, stimați telespectatori! Ăla care m-a inventat, știe. Uite. Dar vezi că nu mi-au luat-o, nu mi-au pus-o ei în mână. Da. Eu m-am rugat 2 ani de ei să-mi cumpere camera nu aia. Nu cred. Asta cu vlogul n-a fost o chestie care să vină de la IMAG. Habar n-aveau IMAG ce era vlogging-ul și mult timp părerea lor a fost că... O prostie. Nu că e o prostie, dar vezi, bă, de școală. Ei întotdeauna abordarea lor a fost una de altfel corectă. Au zis, Andrei, mamă, deci tu cât timp te ții de școală și iei 10 și iei FB, că era calificativ atunci. Dacă tu iei FB-uri, tu poți face ce vrei tu, poți face și vlog, mog, dar ce faci tu, dar FB să iei, asta era important. S-am pregătit aici un bar cu apă special pentru tine. Mulțumesc. Vezi că am înduit-o cu apă minerală. O, mulțumesc. Ia spune-mi, reacție? Mie îmi plăcea dacă era doar cu apă minerală. Doar cu apă minerală? Da, eu iubesc apa minerală, îmi place și apa prată, dar nu prea combinate, nici nu mai nimerit. Perfect. Uite, vezi deci gustul? Când eram mic, să zic o fază tare, când eram mic, voiam doar apă cu, eu nu știam nici apa minerală, ziceam cu bure, când eram mic, cu bue. Vreau apă cu bure și dacă îmi puneam un pahar de apă și nu-l beam imediat, începeam să plâng și spuneam, uite burele, ies burele. Și ziceam, tata, prinde burele. Și tata făcea circ prin casă, prindea burele să rebate în barcă. Ziceam, bro, burele, nu s-au dus. Deci, practic, da, scandal mare. Acum că tu mi-ai mărturisit adinaori că dacă ți-ar fi cumpărat atunci când le-ai cerut tu camera de filmat, cariera ta de vlogger a început cu 2 ani înainte. Da. 2 ani am pierdut 2 ani din deci, vlogger. Deci, hai să-ți explic cum a început Horia. Deci, totul a început atunci când eu mă uitam la televizor, când eram mic. Și eram complet intrigat și șocat de efectiv de mașinăria aia care se întâmplă în timp real, de montajul ăla în timp real. Nu știam că se numește montaj. Întrebarea mea era foarte simplă. Cum dracu au schimbat ăștia camera? Adică cum era prin plan cu Horia Brânciu la Gong Show și acum nu mai e macaraua generală din platou. Cum dracu au făcut asta? Cum se întâmplă asta? Vreau și eu să înțeleg. Și nu înțelegeam. Și am întrebat pe tata, nici el habar n-avea să-mi spună, niciunul din părinții mei sau din familia mea n-are niciun fel de background în media.
Și de la întrebarea asta a pornit tot. Și după aia, când mai mergeam cu ai mei prin supermarket, am văzut eu pe astea de electronice, că erau niște camere din alea de 300-400 de lei din alea. Da, da, era mari, de la, nu așa. Mari, erau așa, erau acele handicams. Am un handicam, corect, bravo. Și m-am rugat mult timp de ei să-mi cumpere camera aia, că ei nu vedeau sensul acestei achiziții. Adică erau la modul mai bine ți iau o mașinuță de-aia electrică sau știi care se strică două, trei. Da. În fine, zile. Și până la urmă mi-au cumpărat-o. Dar până să mi-o cumpere, eu când mergeam cu ei în drumeții, că noi mergeam mult în vacanțe, în excursii din astea, nu se înătate, că nu ne permitea, mergeam pe toate cheile și pe toți munții. Deci dacă n-am făcut rapas toți munții din țara asta și toate cheile grădiștei, cheile bicazuri, cheile... De unde te-ai și îndrăgostit de geografie? Nu. Da. Unde sunt cheile, vezi cheile. Toate cheile. Și când mergeam pe chei cu ai mei, eram atât de obsedat de ideea de a avea o cameră și atât de obsedat de ideea de a deține într-o zi o cameră, încât făceam așa. Care, mai înțeles? Făceam așa când mergeam. Și nu eram deloc atent la drumeții. În sine, eu doar mă gândeam, mamă, ce tare fi să am o cameră, cum aș filma asta. După aia mi-a luat camera și înainte să mă apuc eu de vlog efectiv pe YouTube, am avut 3-4 ani camera aia. Și filmam tot felul de chestii. Filmam, îi filmam pe ai mei că mergeam într-o excursie. Deci dacă mergeam la Gura Humorului 4 zile într-un weekend, eu luam camera, filmam fiecare chestie, deci filmam non-stop, făceam un montaj după aia cu toate alea și încă mai am montajele astea, le avem undeva. Și era vacanța familiei montată. Bestial, știi? Bestial. Da, da, da. Și după aia am descoperit eu treaba cu YouTube-ul. După aia după ce am descoperit YouTube-ul, abia după aia am descoperit ideea de vlog pe YouTube. Aha. Și abia după aia am făcut ce vezi tu acum, primul episod de pe canal. Deci treaba s-a întâmplat mult mai devreme, dar eu la 11 ani atunci am scos primul episod. Ce istorie. Mulți au fost influențați de tine, e clar lucrul ăsta, adică drumul tău a fost relativ scurt. Au fost câțiva ani de zile în care te-ai luptat, ai experimentat și deodată ai făcut niște produse care au atras și mai multă atenție din partea urmăritorilor. În cât timp s-a întâmplat acești 3 milioane și ceva de oameni? S-a întâmplat foarte gradual și, cum să zic, mai spre final au început să crească mai mult cifre. Deci a fost așa timeline-ul. 2012, primul vlog. Pornim de la zero, da? Zero subscribers. 2013, începutul de an... cred că eram pe la 10-15 subscribers, ceva de genul, doar ce începusem. 2014, începutul de 2014, 10.000, ceva de genul, 10-11.000, 2014. 2015, am început cu undeva pe la 80.000, 70-80, ceva de genul. În 2016, vreo 200.000. 2017, aveam deja 400, dacă nu mai știu, de mii, pe acolo, 2016 am zis 300.000, 2016, 2017 4.500, în 2018 am făcut milionul, deci 2017, 2018, 2019, atunci a fost boom, în 2018 am făcut milionul, 2019 am făcut 2 milioane și în 2021 anul ăsta am făcut 3. Atenție, tot ce ai făcut tu vis-a-vis de muzică? Cu Five Gang-ul, da. Toate aparițiile tale video, da, toate... Mai ales partea muzicală și toată aia cu toată lansarea Five Gang-ului, a fost perioada de cea mai rapidă creștere. Acum e mult mai greu să crești acum de la 3 milioane la 4, cum a fost să crești de la 1 la 2, din simplu fapt că nu sunt atât de mulți oameni pe YouTube. Român, da. Adică e greu să crești cu aceeași rată. Dacă atunci aveam poate 70-80 de mii de abonați noi în fiecare lună, acum am 20-30-40 de mii, adică e o rată încetinită de creștere din cauza faptului că deja sunt foarte mulți deja abonați. Bun, vreau să te întreb un lucru important. În fața noastră se află foarte mulți deținători de adrese de YouTube. Ce trebuie să faci pe YouTube ca să-ți crească numărul de urmăritori fără să ai natural, cum se spune, organic, fără să plătești tu niște vizualizări în plus? De fapt, să știi că chiar nu te interesează ce mi-am să spun, pentru că nu se aplică la podcast-uri. Vezi tu, podcast-urile sunt un tip de conținut complet diferit de ce am făcut eu pe YouTube și de ce exista pe YouTube înainte ca ele să apară. Pentru că podcast-ul e o chestie unde omul își asumă că se va pune pe canapea și se va pune în fața televizorului și va sta 2 ore să ne urmărească pe noi acum. Ceea ce e un mod netradițional de a urmări conținutul pe internet. În mod tradițional, omul stă pe telefon, omul e în mașină, omul e în drum, e în metrou. E chiar și dacă era calculator, era un milion de alte linkuri, alte
chestii și tu trebuie să-i captezi atenția cât mai bine, cât mai repede să-ți ții atent. Ceea ce un podcast nu se întâmplă, că omul știe, bă, cât e podcastul ăsta? 2 ore? Mă, 2 ore stau și mă uit că m-a prins discuția, mă interesează. Era un video normal, ca așa, ca niște sfaturi. În primul rând, gândește la ideea ta pe care o ai, deci ideea de videoclip. Ideea asta trebuie să fii în stare să o exprimi în 5 cuvinte, maxim 6 cuvinte. Deci trebuie să fii în stare să-mi explici ideea aia, că ăla e titlul tău, știi? Adică trebuie să fii capabil să-mi spui despre ce se întâmplă în videoclip în cât mai puține cuvinte posibil. Trebuie să știi să marketezi videoclipul ăla din punct de vedere al titlului și din punct de vedere al pictogramei. Adică thumbnail-ul ăla mic. Cool. E foarte important, foarte important. Pentru că tu poți să ai cel mai șmecher video, dar dacă nu... Îl pregătești ca de îl prepar ca tare. Dacă nu ai titlu și dacă nu ai thumbnail-ul bun, e degeaba. Și după aia, de la secunda 0 de când a început videoclipul, vreau să fii direct la obiect. Vreau să-mi spui, salut, sunt X, astăzi facem asta și asta să faci. Adică e, cred că cea mai mare greșeală, și eu am făcut greșeala asta mult timp, însă m-am adaptat din mers, era că videoclipul era, îmi trag 10 palme, da, dau un exemplu, n-am făcut un asemenea videoclip, dar am luat cea mai banală temă, da, îmi trag 10 palme. Și eu intram în videoclip și am zis, uite, ce mai faceți de când nu v-am mai văzut? Da. O să-mi trag un pic mai încolo 10 palme, însă înainte voiam să vă spun despre ce am făcut săptămâna asta la școală și profa mea de biologie și nu uitați de asemenea să vă abonați, ok. Haideți să trecem într-un final la subiect, să ne tragem 10 palme, dar înainte nu uitați să loviți butonul ăla de like. Acum, paradigma asta s-a schimbat, pentru că e atât de mult conținut încât tu trebuie să, când omul dă click, tu deja trebuie să fii așa, să-ți dai palme, ai înțeles? Adică nu mai stai să... Și am observat asta în special pe TikTok. Bine, e adevărat că și eu îmi făceam lucrul ăsta, modul care ai o întâmplare, dai highlight-ul și după aceea încep să explici sau zice, dai palmele, uh-huh, și după aceea zici, cu 5 minute în urmă. Da, exact. Spui ceva exact, de genul ăsta. Exact. De fiecare dată a fost un pumn, un meci de box, un kickboxing, plus, poc, sânge, stop. Cu 3 minute în urmă. Exact. Trebuie să urmărești. Trebuie să încep cu subiectul și cumva e important să spui la 0000 să reconfirm ce scrie în titlu. Adică dacă în titlu scrie, uite cum o să am episodul ăsta de Ransez vineri, dacă în titlu scrie am curățat geamuri la înălțime cu Dorian Popa, eu de la secunda 00 nu stau cu hei, ce mai faceți, sunt direct pe credire, direct agățat și spun direct, sau eu sunt Sherry, sunt aici cu Dorian și astăzi curățăm geamuri la înălțime. Adică băi, gen, nu te-am mințit. Cât mai direct posibil. Da, și spectatorul atunci înțelege, bă, stai că ăsta nu m-a mințit, ăsta chiar se află pe o credire, am nu înțeles. E un clickbait, chiar e cu Dorian Popa, nu e fake, e acolo și chiar spară geamuri. Sunt tentat să te întreb, când te-ai întâlnit cu Dorian Popa și cât e de prietenie între voi doi? Adică Dorian Popa... Suntem prieteni, suntem chiar, avem o relație bună, ne cunoaștem din 2018, dacă nu mă înșel. Da, din 2018, da. Adică chestia asta mi se pare un nu neutru, nu sunt neapărat neutru, dar mi se pare că voi vă întâlniți doar când e vorba de întâmplări filmate. Așa îmi creează mie impresia. Nu, ne întâlnim de multe ori și nu filmăm, dar dacă nu filmăm nu ne vezi, deci corect, n-ai de unde să știi. Asta e adevărat. Nu, avem o relație foarte ok. Nu suntem nici acum cum se zic, la catarama, adică o prietenie din aia de, cum să zic, de best friends forever, dar avem o relație super bună. Adică e unul dintre puțini oameni din industria asta, mega punctual, mega serios, mega întotdeauna dispus să te ajute cu ceva, dacă te poate ajuta cu orice are, dispus să te ajute. Adică întotdeauna am apreciat asta la el și el m-a ajutat cu multe lucruri, am apreciat întotdeauna sfaturile lui și eu de fiecare dată când am putut l-am ajutat înapoi, am oferit sfaturi și așa mai departe și am apreciat întotdeauna energia lui și pozitivitatea lui și cum să zic optimismul de care dă dovadă. Adică asta mi s-a părut tare la el încă din prima, când el deja făcea vlog când noi ne-am cunoscut. Am înțeles. Nu mai știu câți abonați avea atunci, însă mi-a plăcut stilul ăsta lui așa pe repede înainte, optimist, mișto și de atunci am rămas în relații super, super bune. Ziceai de acest episod de alpinism utilitar, pentru o asemenea filmare a unei asemenea vlog, îți trebuie echipă puternică și acum discut despre echipa ta de producție. Da, îți trebuie. Adică, uite, în cazul cu alpinismul, a fost o echipă de vreo
8 persoane, nu, vorbesc prostii, 8 persoane, ba nu, cred că vreo 8 persoane de, în echipă. Camere, GoPro-uri, drone? Multe GoPro-uri, o dronă, 3 camere principale, 3 mirroresuri, dintre care una din ele am făcut foarte mișto, uite să-ți arăt niște cadre, am pus-o pe pe niște sfori, am pus un stabilizator, un Ronin, și cobora și era fix top-down view, știi? Foarte mișto se vede, deci fix view de deasupra, foarte, foarte tare se văd cadrele. Aveai cască, nu? Aveam și cască și pe cască era un GoPro. După aia mai aveam la noi în hamul de alpinism, aveam două camere mici cu ventuze pe care când ajungeam drept unui etaj, bam, reripeam. Adică chiar a fost tare și mie îmi place mult partea de producție. Eu sunt, sunt foarte pasionat de tehnică. Adică mie, cum îmi place în egală măsură să fiu în fața camerei, la fel de mult îmi place să fiu în spatele camerei. Deci chiar sunt... Sunt pasionat de tot ce înseamnă camere, tot ce înseamnă echipament, cele mai noi lansări, cele mai noi chestii în domeniul ăsta. Arunc o grămadă de bani pe camere și pe tehnică, deși nu e neapărat nevoie, câteodată nu e nevoie chiar de cea mai șmecheră tehnică. Și e producție serioasă, e producție serioasă și suntem într-un stadiu acum cu compania mea, cu casa de producție, în care cumva eu recam, nu că le fac pe toate, dar pe partea asta de producție, eu trebuie să mă asigur că se întâmplă tot. Măi, la un moment dat devine obositor, să știi. Și nu le fac pe toate în sensul care eu montez, eu editez, eu filmez, eu tot. Dar eu la filmare, eu trebuie să știu, și sunt în calitatea mea de producător executiv la genul ăsta de filmare, eu trebuie să știu că avem tot, de la o menghină, la o cremă, la un card microSD, absolut tot, trebuie să nu lipsească nimic, de la un cabru, la chestii astea mici. Adică cu listă, cu XR, cu necesar, cu desfășurător, cu core sheet, cu absolut tot ce trebuie la o filmare serioasă. Mă bucur că ai precizat asta, pentru că altfel lumea ar fi crezut, dai drumul la o cameră și încep să vorbesc și încep să fac. Toate sunt adevărate producții. În producții, o grămadă de oameni angrenați în treaba asta și toți oamenii ei vin la o oră, trebuie să plece la o oră. Au cu pauza de masă aferentă. Acolo, au pauza de masă aferentă, adică chiar e o producție. Nu mereu a fost așa și în continuare nu mereu e așa. În continuare sunt unele videoclipuri în care doar vreau să vorbesc și vreau să adresez o situație. Uite, am făcut săptămâna trecută un videoclip, vorbeam strict părerea mea despre situația din Ucraina. Da, acolo mi-am pus camera pe tripied, eram eu în casa mea, m-am filmat și am trimis la editor. Complet, mult mai simplu decât un vlog din show-ul ăsta, spre exemplu. Fără implicații, da, fără implicații de editare. Da, păi nu, că cineva tot a editat și a trebuit editat mișto, adică cu ilustrații, cu am cu înțeles, am înțeles. Dar, pur și simplu, l-am scris, l-am filmat, în două ore l-am filmat, dar și acolo trebuie să știi să pui lumina aia, trebuie să știi să pui camera, să faci cadrul și așa mai departe. Și mult mai important, când ai genul ăsta de videoclip, e important ce spui, că de asta e un videoclip în care doar stai și vorbești, e foarte important ce spui. Și atunci am petrecut două zile să scriu un text coerent și să-mi spun părerea corect, documentat, coerent pe subiect, i-am dat niște revizuiri și așa mai departe și după aia a ieșit materialul de 30 de minute. E foarte interesant că ești singurul invitat al meu de până acum și cel mai, să zic așa, interesat de acest domeniu și profesionist al acestui domeniu. Trebuie să știe lumea că câteodată improvizația ta este foarte reală și față în față cu camera și altă dată, și te întreb acum, ai și un prompter pe care te inspiri sau nu e vorba de prompter? Când am, nu, să știi că cu prompter nu prea lucrez, adică lucrăm cu scenariu cam de fiecare dată, da? La orice facem, la muncă și așa mai departe, însă uite cum e ăsta reality show și ești on the run și ești cu camera după tine pe credic, da, nu ai nevoie de prompter. Nu vorbesc de astea stricte din casa. Iar asta când stau și vorbesc, cum a fost ăsta în care am stat și am vorbit jumătate de oră, să știi că m-ar fi ajutat un prompter, nu am unul și așa m-am obișnuit încă de când eram mic, pentru că făceam videoclipuri de-astea. Să-i dai un prompter când pleacă Tarzovat. Da, dar știi cum e, că la prompter se vede om la prompter, că e greu să controlezi tu. Cu toate că dacă dai un pack și ai un beat per minute, ai un BPM al tău special pentru un groove în care poți să vorbești, te ajută. Da, știu. Uite, la Sherry Show am improvizat un prompter. Nu la Sherry Show, au fost două Sherry Show-uri. A fost emisiunea prima, care a fost emisiunea Big, produsă cum trebuie, unde clar am avut prompter. Dar înainte de asta a fost un Sherry Show, fix când a venit pandemia atunci, în martie 2020, pe care l-am făcut din casă de la mine. Deci toți eram izolați și atunci am lansat, de fapt, această idee de Sherry Show, că nu mai aveam ce conținut să produc. Era imposibil să produc conținut în casă și atunci am zis, ok, să fac niște live-uri zilnice.
care o să țin oamenii la curent cu ce se mai întâmplă, cu la, să ne mai distrăm, să ne mai luăm grija de la ce se întâmplă, pentru că și atunci era o perioadă, exact cum e acum cu războiul, în care toate televiziunile urau la tine prin toți porii, gata, apocalipsa, pandemia și mai departe. Ei, și atunci am improvizat un prompter, am luat dar nu era prompter de ăsta șmecher cu o grindă, am luat un ecran mic, un monitor de cameră, am legat la un calculator, am găsit eu un site pe net de prompter, dar deci mi-ar trebui prompter, dar să știi că m-am obișnuit fără și sunt perfect și ok fără. Și e mai bine așa. Citești trei propoziții din text, ta-na-na-na, rezici, bun, ta-na-na-na-na-na-na-na, perfect, cut, recitești următoarele și rezici. E mai eficient cu prompter, într-adevăr. Uite, am avut prompter la Academia de Vlogging, când am făcut cursul meu de vlogging și l-am înregistrat și era tot produs in-house de mine, atunci am avut prompter, dar atunci erau 8 ore de conținut. 8 ore cut, deci 8 ore a ieșit tăiat, cred că au fost vreo 12 ore de rec în continuu, 100 de pagini de text și atunci, da, dacă stăteai așa cu propoziții, nu terminam nici azi. Și toate de la camera Toshiba. Toate de la camera Toshiba, da. Incredibil, traseul ăsta, știi, gândește la o cameră mică, știi așa cum se fac graficele la marile companii de la o cameră mică și s-au adunat maldere de elemente tehnice una peste alta. Da, așa e. Și eu sunt pasionat, adică uite, eu când am fost acum la tabăra și am filmat cu Alexa Mini, cu care au filmat și iar Joker, adică pentru mine era o chestie, cum să zic, aveam o emoție, zic sincer, deci o emoție suplimentară când jucam, pentru că știam că nu joc perfect și știam că nu sunt eu vreun actor extraordinar, că n-am vreo pregătire în domeniu și eram așa un pic timorat, din respectul față de echipament, din respectul față de tehnică, adică bă, oamenii ăștia au venit aici, mă filmează cu cea mai șmecheră cameră, i-au pus la filtre, au pus la lumină, au făcut lumina aia perfectă și eu eram așa și acum trebuie să, știi, trebuie să o joc. Se întâmplă câteodată pentru că de asta sunt premii pentru lumină și pentru alte lucruri colaterale actorului, așa că s-ar putea să fie și bine să fie avut emoții, dar astea sunt emoțiile constructive, emoțiile care te apucă după cântarea acestei melodii nu le pot cuantifica, pentru că ți-am zis, oltule măria ta, doamnă și domnilor, eu îmi pun casca pentru că piesa asta trebuie să ascult. Eu de asta, până acum n-am folosit casca, m-am luat și eu după Shelly, știi ce zic? Emoția revederii. Fii atent că vine și felul următor. Dacă vrei ceva de aici să-mi spui, o să mai iau un pic de praz. Dragii mei, tuturor celor care iubiți prazul, să trecem la fapte reale. Păi mădusei, nu te grăbi. Păi mădusei să trec. Cred că e mai rapidă. Eu știam o variantă mai rapidă de la piesa asta. Mă dusei să trec la Olt. Și acum. Cu a mea smarandă cu tot. Tra la 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 la. Să facem ca să dai onomatopele la perete. Așa. Da. Și podarul cer un slor. Adică cer niște bani, adică nu exact. Trebuie așa oricum. Nu așa oricum. Și podarul cer un slor. Și acum începe ritmul. Cipa mea mândră de tot. Tra la 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 la. Cipa mea mândră de tot. Tra la 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 la. Și zi-l orchestra. Da de cât. Stai așa, stai așa că se respire melodia. Nu te grăbi. Ra ta 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 ra ta ta. Dar de cât să-i dau un slot. Încoate. Dar de cât să-i dau un slot. Mai bine trec coltul not. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Mai bine trec coltul not. Tra-la-la-la-la-la-la-la.
eu vreau să spun că atunci când vreodată ești, pentru că tu vei continua viața muzicală, sunt convins de chestia asta. Chiar crezi? Da. Pentru că una este puterea materialului făcut, filmat, montat, postat. Și avea puterea muzicii, corect. Și alta e puterea muzicii pentru care, iată, de la 1 la 2 milioane. Adică a fost, muzica se duce mai repede. Da. Știi ce zic? Așa e, da. Iar din punctul meu de vedere, de cantități industriale, era o formulă a vechiului regim comunist. Comunist, cât am auzit-o în gura unor tineri, cantități industriale. Gândul meu... Da, vezi, eu n-am prins. Deci îți dai seama că au fost câteva... Era să facă planul cincinal. Exact, acolo, planul cincinal. De cantități, da. M-am inspirat după ce făceai tu și după ce ai postat tu și m-am gândit, bă, l-am văzut pe o mașină, un bolid, mâncând o shawarma. Dar am zis, shawarma nu, pentru că la shawarma îți mai pică, mai faci, după aceea ne mai ștergem și nu-i... Și nu-i o tenească. Exact. Dar m-am gândit la o chestie mai naturală. O chestie care să fie așa, pur la bombuș, dar așa, nu franțuzească. Și iată ce ne aduce Andreea. Sau niște mititei. Și muștar la perent. Mamă, muștar în cană de cafea. Dragi prieteni, eu nu înțelegeam ce este, ani. Dar hai. Hai să ciocnim. Poftă bună, îmi cer scuze, s-au răcit pentru că discuțiile noastre nu se mai termină. N-am mai mâncat mici. Hai să zic ceva cu micii. Bagă. Anul trecut. When I was, da. Last year. Anul trecut, nu știu dacă știi. Am făcut o videoclipă care mi-am trimis premiul de la YouTube în spațiu. Există plăcuța aia pe care cei de la YouTube ți-o trimit. Da. Și există o companie în UK și m-am dus acolo, care o lansează cu un balon din ăla meteorologic, un balon cu aer cald, și o lansează la 35.000 de la 35.000 de metri în spațiu, 35 cu, de kilometri. Cu și Felix Baumgartner ai vorbit? Nu, n-am vorbit, dar era sărit de acolo. E mult mai wow ce a făcut el. Așa. Cu camere de filmat, care filmează efectiv, vezi pământul rotund. Aha. Super șmeche. Deci ești efectiv în spațiu și vezi tot pământul așa frumos și vezi premiul de la YouTube. Și acum vreau să fac următoarea etapă a acestei nebunii. Trimit un mic în spațiu și mănânc când aterizează. Pot să-l însoțesc eu? Dar cum, cu cine? Adică trimis cu același balon? Nu. Tu cum te duci în spațiu. Nu mă duc în spațiu. Micu se duce în spațiu, eu stau pe pământ. Și Micu se duce acolo în spațiu și... Și că, a, apropo, datorii, sau din cauza acestei... Se duce cu un grătar electric. Nea. Pe bune? No. Pe bune, zic. Cu sursă de alimentare. Se construiește un acelă, o capsulă. Trimis totul asta în spațiu. Micu se face în spațiu. Ajunge pe pământ. Acum, știi care ar fi problema? Să ajungă mușcat. Înapoi. Aia ar fi o problemă. Dacă ai trimit un mic în spațiu. Uite. Uite, ăsta e un titlu bun. Shelly trimite un mic în spațiu. Shelly trimite un mic în spațiu, iar eu o să deschid totuși o sticlă de vin roșu. Păi mă dusei cu mic în spațiu cu tot. Interesant ceea ce vrei tu să faci. Și interesant chestia cu spațiu. Pentru că vorba americanului. Space, the new frontier. Mulțumesc frumos. Zici că merge vinul la mici? Bineînțeles. Vinul roșu. Berea merge la mici. E mai de acolo. Da. Nu se pare? Ba da, data viitoare. Și vinul merge. Și vinul, vreau să dăm puțin. Dar eu de vinul ăsta oricum nu mă bucur. Doar să, nu că o să-ți dau și un vin acasă. Stai tu liniștit. Take away, mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani pentru 21 de ani. Când aveam vreo 21 de ani. Doamne, ce frumos mai eram. Deci tu trebuie să te apropii de muzică, de ce? Pentru că în viitor s-ar putea să-ți ilustrezi muzical materialele. La asta m-am gândit. Să-mi fac soundtrack-ul. Exact, soundtrack. Dar chiar trebuie să le fac eu pe toate. Noi românii avem problema asta că vrem să le facem pe toate. Da, dar și tu vrei, ești maniac la faza asta și s-ar putea să vrei să le faci pe toate. Da, dar... știi cum e, orice atu în exces devine un defect. Nu notăm asta, orice atu în exces devine un... Spune-mă un lucru pe care nu te-am întrebat. Când a fost sărbătoarea de 18 ani, de exemplu, ziua ta de 18 ani, de 19 și așa mai departe, tu ai făcut petrecere. Da. Și la petrecere ce s-a cântat? Ce artist român ai pus tu play la DJ acolo?
Mai depinde ce are, depinde de care mă întreb în mod special. Adică la 18 ani a fost mult trap, mult hip-hop. Uh-huh. La 19 ani, ce am făcut la 19 ani? Nici mai știu. Trap și manele. Trap și manele. Trap și manele, da. Da. Au un ritm amândouă. Așa sunt zilele mele. Una trap, 10 manele. Și la, la 21 de ani, trap și manele live. Trap și manele live? Live, da. Trapul playback, manele live. Adică ți-ai invitat niște... Bineînțeles. La 20... Nu, la 20 de ani. Și la 21 de ani muzică orientală, că am fost în Dubai și era muzica lor tradițională. Dar vezi tu, când am pus un story din Dubai cu același ritm maneristic exact ca noi, nimeni nu te înjură că e muzica lor de acolo, e cultura oamenilor. Sound alike. Dar sună la fel. Eu nu cred că tu știi toată așa sunt zilele mele. Cum ai gândit? Ce cu zâmbetele astea, colegi? Asta e romanță. I love you. Te quiero mucho. Știi versurile? Da. La refren. Așa sunt zilele mele, una bună zecere. Nu dă Doamne cineva să mă scape de lumea rea. Oh, așa sunt. Cum era ta na 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 na. Cum era, de rău mă vorbești. De așa era. Eu nu știu. Așa era, ce frumoasă ești, ta na, de rău mă vorbești. Asta e singura pe care o știi? Cea mai cântat. Singura ce? Singura manea? Da. Nu, sunt enciclopedie eu de manele, cum să fie singura pe care o știu. Nu cred. Dar știu și alte genuri muzicale. Zim un gen. Deci fii aici, uite ce vreau să... Eu tot ceea ce fac astăzi, nu-i degeaba. Să înțelegi lucrul ăsta. Eu când pleci de aici, tu știi ce să faci, de exemplu. Mâine, poimine, pentru că am văzut că e o relație foarte importantă cu tine și cu Smaranda. Nu foarte e de importantă. 2-3 lei și așa mai departe, de ochii lumii. E atent, acolo, consistent, aș putea spune, va trebui să faceți nunta. Și atunci trebuie să știu să cânt. Și atunci toată lumea, Shelly, să ne cânte o piesă, Shelly. Și atunci, tu pregătit, m-am pregătit pentru momentul ăsta. Pentru că asta e chestia. Timing-ul, știi foarte corect. Bine lucrul ăsta. Corect. Deci în materie de ce muzică știu? Știu, în general, ce s-a lansat după ce m-am născut eu. Cred că am știu pop. Zim preferatul tău, zim preferații tăi. Artiști preferați? Zim melodiile preferate ale tale pe care le... murmur din când în când, le fredonez din când în când. Păi nu știu, se schimbă mult. Deci uite, sunt două clasice care îmi plac foarte mult. Mrs. Robinson, dacă o știi. Hey, Mrs. Robinson. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, hey, hey. Asta e Simon & Garfunkel. De la cum e? Hey, Mrs. Robinson. Dar nu e așa, e ta na na Mrs. Robinson. Have a lefty dog. Hey, 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 hey. Oh, yeah, Mrs. Robinson. Jesus, ba 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 ba. Ce, nu știu în ce gen s-o îngadez, foarte tare. De fapt o știu de la filmul meu preferat. Simon & Garfunkel sunt ăștia, da? Sunt doi oameni care făceau erau foarte până s-au despărțit, după ce s-au întâlnit din nou zile, cred că anul ăsta. Dar ideea este că erau e o chestie de 70-80 asta, da? Da, știu din Wolf of Wall Street, care e filmul meu preferat. Și eu studiez coloana sonoră la filme. Adică dacă aud o piesă mișto în filme, vreau să o văd, să o ascult full. Bravo. Pentru că pentru mine e foarte important atunci când montezi cum îmbini muzica. Și dacă o să te uiți, uite, și la trailerul ăsta de la am postat azi, o să vezi că sunt foarte fiert pe a potrivi muzica cu contextul și cu piesa. Foarte șmecheră piesa. Tot din The Wolf of Wall Street mai știu o clasică, mai știu Gloria de la Umberto Tozzi. Genial. Gloria, 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 non c'è su nell'aria, Gloria, ta na 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 na. Da, poate. Asta a fost alarma mea. Pă bune! Asta e alarma mea. Eu în viața, în
băieților, viețișoarelor, oameni, n-aș fi crezut că discut astăzi despre Umberto Tozzi. Băi, cu tine. Omul este genial, Umberto Tozzi. Și chiar am un prieten la Monaco care e prieten cu el. Eu nu am cunoscut niciodată pe Umberto Tozzi, dar avem un prieten comun. Da? Și, nu cred așa ceva. Și da. E foarte tare artistul. Deci, tot din clasici... Stai. Umberto Tozzi a făcut una dintre cele mai frumoase melodii cu Raf, dacă mai ține, undeva prin 80. Gente di mare... Gente di mare, oamenii mării. Deci e o chestie senzațională. Umberto Tozzi este un tip foarte muzical. Mai zi-mi altă nebunia ta. Michael Jackson, Billie Jean și tot ce înseamnă anii 80, și nu doar Michael Jackson, tot ce înseamnă anii 80 ca și muzică. Nu că le știu pe toate, dar sunt câteva piese geniale din anii 80. Nu știu dacă știi pe aia cu Call Me, na-na-na-na-na-na-na-na, Call Me. Spania, no time to hesitate. Call me, baby. Nu e aia. E aia cu no time to hesitate. We must communicate. Yeah. Call me. Tare rău piesa. Deci, sau aia Out of Touch. Tot din anii 80 mi se pare că e. You're out of touch. N-am trăit piesele astea când erau în vogă. În schimb, am redescoperit din tot felul de jocuri video sau de filme care erau setate în perioada respectivă. Și după aia, aceea în prezent, ascult mult hip-hop, atât clasicul din 90, care mi se pare genial, cât și ce e acum. Care e clasicul tău preferat? Din hip-hop, Dr. Dre, care e cu toți acolo, adică bombă, și ca businessman bombă, și ca tot bombă. Adică în hip-hop sunt câțiva oameni care au știut să facă și business, și Dr. Dre e unul dintre ei, mai e Jay-Z, mai e Didi care are, nu cred că e un artist extraordinar, nu e atât de wow, dar el pe partea de business jos pălăria. Și tu vreodată, apropo de artiștii pe care ai menținut, în special Didi, crezi că îți vei schimba vreodată numele din Shelly în altă... Bă, aș fi schimbat 14.000 de ori de Didi. Da, de asta spun. Nu cred, că Shelly sună bine. Sună ok. Și a fost... știi cum e, porecla pe care nu o inventezi tu și ți-o dă lumea și toată lumea spune așa, înseamnă că e bună. Eu n-am inventat eu Shelly. Îmi spuneau colegii Shelly. De dinainte să fiu eu pe YouTube. Dacă era Shelaru, da, Shelly, da. Shelaru, clar. Și atunci, dacă toată lumea spunea Shelly, din startul ai cumva o probă că aia funcționează, știi? Există o piesă cu... Există Diamantele? Păi, mai multe piese Diamantele. Te referi la piesa Toate Diamantele? All the Diamonds, da. Cum e asta? Păi care, Maneaua sau da, care? Da, Maneaua. Toate Diamantele... Recumpăr pentru tine, că meriți toată dragostea s-o simți. Mamă, de ce pe văd știrile aici, Horia? Nu, cântă manele din nou, deci, nu se dezminte. În anul 2000, înainte să te fi născut, aveam emisiune. Uh-huh. Și am invitat, am avut tot felul de invitați la Neața, când s-a născut Neața, pe Adrian Cupiru Minune, pe Costi. Și atunci era melodia O Viața Mea, o știi pe asta? Da, aia cu un nou foarte lung, normal că știu. O Viața Mea, nu mai știu cum era mai departe. O inima, inima mea, da. O degeaba. Băi, nu sunteți pregătiți deloc, mă, la știi care e acum forță pe petreceri? Care? Și nu e nici Manea, e mai mult răutărească. Am atins cerul cu mâna. Rupem două frate la petrecere, am atins cerul cu mâna, nu știți? Care? Am atins cerul cu mâna. Inima bate nebuna. Badama, da. Băi, bumbă la petrecere, rupem două la petrecere, piesa asta. Ce crezi pentru viitorul nostru muzical? Diversificare, cât mai mult diversificare. Da, diversificare. Crezi că va mai reveni vreodată popul? Da. Deci, mi se pare că totul este circular. Mi se pare că totul se repetă. Acum, dacă te uiți, mi se pare că ne ducem... Înainte era fantezia asta retro 90s. Corect. Înainte asta era retro 80s. Acum e retro anii 2000. O să vezi că o să se întoarcă toate. Și acum s-au întors manerele pe stil vechi, ara anii 2000. Și o să vezi peste 10-12 ani acum cum o să fie 5 Genji noi, înțelegi?
cu retro Five Gang, adică noi după aia o să fim un fel de Oldies but Goldies. Oldies ai muzicii parodie și o să fie alții care o să încerce să vină să imite stilul ăla și tot așa, adică totul este mi se pare că totul se repetă și sutra asta o să revină popul și nici nu mi se pare că popul a murit, adică n-a murit, dar acum a fost, să zic așa, competiția se dă între melodiile de petrecere. Au revenit formidabil în anii ăștia de unde nu au fost petrecere. Atenție, mi se pare foarte un paradox foarte interesant. Muzica, o să vezi videourile, o să satisfacă o parte a calităților tale. Dar asta muzicală, pentru că tu ai voce. Dacă tu ai recunoscut că câteodată ești pe ton și câteodată nu, cu atât mai mult, dacă ți-asumi lucrul ăsta, cu atât mai mult o să întorci pe scenă. Uite, o să vin la primul tău spectacol. Doamne ăștia, mulțumesc. O să-ți dau invitație. Când ai venit în spectacol? O să-ți dau invitație. Nu știu când venim în spectacol. Ți-am zis, anul ăsta nu am muzica ca și muzica ca și prioritate acest an. Ca un mare fotbalist. Da, într-adevăr. Dar nici nu o exclud, Horia. Eu anul ăsta vreau să-mi pun în ordine ce înseamnă producții video, formate, ți-am zis, show-uri, partea aia și am un an plin din punctul ăsta de vedere. Bine, punem la punctul ăsta. Anul viitor, la 22 de ani, sar încep aparaturii cu Horia Brânciu și orchestra. Apropo de a influența pe cineva, te-ai trezit cu vreo invitație din partea vreunui partid politic la o Da, funcție? Au fost discuții, au fost. Dar nu am tăiat. Te va atrage vreodată această... Nu am un grob acum de cristal ca să prezic viitorul, dar pot spune că în următorii 5-10 ani am prea multe afaceri de făcut ca să poți face și politica. Adică știi care-i, și am mai spus asta și în alte podcast-uri, și care-i treaba cu politica. Mie mă interesează politica, știi? Adică eu sunt un tip care urmărești politica. Îmi plac strategiile politice, îmi place să văd care-i combinația, care-i ce interesare și așa mai departe. Îmi place să studiez zona asta. Ideea e așa că eu sunt un tip care vrea să fac afaceri în principal. Pe lângă pasiunile mele și pe lângă ceea ce fac eu din punct de vedere creativ, vreau să dezvolt multe linii de business, fac multe chestii în zona de business, mai ales pe zona de tehnologie și de media. Și dacă tu ai fi un politician cinstit sau dacă eu aș vrea să intru în politică, dar în același timp aș intra cu bune intenții, da? Eu ar trebui ca în momentul în care aș intra în politică să zic ok, am pus stop la absolut tot ce înseamnă afaceri pentru mine. Eu de acum înainte toate aceste afaceri pe care le am nu le mai administrez, da? Le dau altcuiva, nu mă mai implic în ele, revând, le dau familiei, revând, îmi iau banii pe ele, nu, pentru că altfel e un conflict imens de interese. Eu nu pot să fiu un afacerist șmecher cu care toate business-urile mele și în același timp nu pot să fiu, n-am cum să am o afacere în media și să fiu și ministrul culturii sau ministrul comunicațiilor sau whatever, știi? Nu se poate. Sau bine, se poate din păcate, da, există cazuri, dar nu e fair, nu e corect. N-ai cum să ai, știi, afaceri cu energie și tu să fii ministrul energiei, nu... Nu se poate. Nu e corect. Nici aici, atunci, nici în altă parte. Și atunci eu nu am să intru în politică până nu mi îndeplinesc absolut toate scopurile la nivel personal, toate scopurile pe care vreau să le fac eu. Deci toate chestiile pe care eu vreau să le fac în viață. După ce fac asta, va trebui, după ce am muncit atât și să mă îndeplinesc toate scopurile, va trebui să mă și distrez de banii aia, că de aia am nu știu că distracția e politică. Ca să mă distrez. Și după aia nu știu când va mai fi timp și de treaba asta cu politica. Deci mai probabil nu decât da, dar totuși dacă vreodată o să intru și cineva o să pună vorbele astea și că iau-te bă ce ai zis, va fi doar în momentul în care mi-am realizat toate ambițiile pe plan personal. Una dintre ambițiile tale, pe care, de care deja am și discutat și de care ești emoționat foarte tare, nu numai din prisma echipamentelor folosite, apropo de camera pe care ai pomenit-o, este filmul. Da. În câte filme ai jucat până acum? În două, dar alea s-au fost și unde am fost actori principali și unde am și coprodus. Prima a fost cu Five Gang. Și al doilea a fost Tabăra, care e tot cu Five Gang. A, tot cu... Da, se numește Tabăra, nu se mai numește Five Gang, dar tot Five Gang joacă în el, alături de mulți alții influenceri. Încă aici nu mi-am realizat visul meu de a face efectiv un film.
adică de a controla creativ, să spun așa. Nu m-am considerat pregătit pentru asta, nici la primul și nici la al doilea, motiv pentru care eu am fost doar în rolul de actor și în rolul de coproducător, de cofinanțator al producției, dar am lăsat complet controlul creativ altei persoane de fiecare dată și la primul. Ai vrea să te implici și în scenariu? Da, 100% aș vrea, dar... aș vrea atunci când vine, adică n-aș vrea să fie o chestie ca un scop de genul anul ăsta fac un film și chiar dacă n-am o idee bună o să o fac pentru că vreau ca anul ăsta să fac un film, pentru că n-am niciun fel de presiune în acest sens. Vreau să fac un film, că am niște așa niște, nu că niște idei, niște începuturi așa de idee, n-am avut timp să slip-ondem, să mă gândesc bine la ele. Și vrei să le vezi pe de întregul pentru a le putea face. Da, deci asta mi-aș dori să fac. Mult și pe zona asta, pe lângă zona de film, mult și pe zona de show-uri și formate, unde fac pași mici acum, adică vezi că uite, asta am pus-o pe YouTube primul sezon. Poate următorul va fi pe un serviciu de streaming, știi, dacă primul merge bine. Și din ce în ce mai chestii din ce în ce mai avansate pe partea asta de show-uri și de formate. E un model de business foarte interesant ăsta, adică gândește că dacă gândești un format mișto și original și care să funcționeze și să poată să fie făcut de multe ori, poți să faci în toată lumea, poți să licențiezi pe toate teritoriile, poți să faci o tonă de chestii din el. La fel și cu un film, dacă creezi o poveste mișto cu niște caractere mișto, poți să faci o tonă de spin-off-uri de la haine, la al doilea film și așa. Dacă mai departe. Dacă toate prind, atunci cu atât mai mult succesul e garantat. Da. Dar ți-am zis, nu-mi place să-mi propun, trebuie să-mi vină trei idei, știi, și indiferent ce idee ar fi, eu trebuie să re-scriu pe foaie, să fie să iasă planul. Nu, mai ales în zona asta de film. Vreau să aștept să-mi vină natural, să zic, ok, vreau să mă pun eu la calculator, să mă închid într-o casă, să scriu asta și atunci să o fac. Nu la presiune, știi? Eu stau la dispoziție, noi ne asemănăm în câteva lucruri. Apropo de ilustrația muzicală, eu am făcut un an de scenaristică și 3 ani de multimedia. Și multimedia? Unde e modul? La ATF. La ATF? La ATF, la un teatru Caragiale, une ATC. Une ATC. Iar eu am fost la a doua promoție. Uh-huh. Practic, înainte cu un an s-a inventat acest multimedia. Dincolo de a monta, mie îmi place foarte mult să caut melodiile, mie îmi place foarte mult să pun ilustrații muzicale peste tot ceea ce trăiesc eu în capul meu și după aceea peste tot ceea ce montez, dacă vreodată ies. Și e interesant că lucrul ăsta te duce departe, adică mintea și ideile curg. Da, iar muzica poate să dea atât de mult context, să schimbe atât de mult o scenă din funcție de ce muzică pui, este fabulos. Spune-mi, Five Gang-ul ăsta, de ce s-a despărțit? S-a despărțit pentru că nu mai aveam, cum spun, aceste idei de a face lucruri noi. Adică nu mai venea natural o chestie, o nouă etapă a Five Gang-ului. Adică dacă nu am fi oprit, ar fi devenit repetitiv și ar mai fi avut succes, însă un succes din ăsta în scădere și mai mocnit. Mediocru. Eu am vrut să închid când eram la apogeu și când... am făcut lucruri până la punctul în care am făcut lucruri cât de cât unice și cât de cât fiecare cu un sens și cu un rost. Noi cu siguranță și acum am mai fi putut să scoatem încă 3-4 piese, doar că ar fi fost probabil similare cu piesele pe care deja le scosesem. Da. Și nu mi-am dorit să murg proiectul ăsta la nesfârșit. Știi? Adică, băi, cât a fost? A fost mega mișto, mega frumos, un proiect care ne-a produs atâtea emoții, care a umplut a fost record la Arenele Romane, nu s-au vândut niciodată atâtea, într-un timp atât de scurt, bilete la Arenele Romane, cât am făcut 2 show-uri în aceea zi, pentru că am umplut arenele de 2 ori, efectiv, deci chiar niște recorduri, niște emoții puternice, niște sentimente foarte mișto, s-au legat niște prietenii superbe care încă dăinuie din Five Gang. Din punct de vedere financiar, proiectul a fost extrem de profitabil pentru toți membrii, dar deși noi suntem la fel de buni prieteni și ne vedem și vorbim, nu mai vedeam rostul în a continua proiectul. Ai intuit oarecum că se va fi repetat și că se ducea în jos și vrei să... Se ducea în jos și atunci n-avea rost să murgi până la final pentru încă niște cașcavari de acolo, când poți faci să trăgnești la altceva, știi, să faci altceva cu totul. În același timp e funny că noi am zis că va fi ultimul concert la despărțirea anul trecut, după care ce să crezi, funny rău de tot, ne-am adus aminte că înainte să vină pandemia, noi aveam un turneu național și mai erau 4 orașe din turneul ăla, că turneul a fost mare, știi, și mai erau 4 orașe unde s-au vândut bilete, s-au întrerupt în 2020 când a venit pandemia. Și a trebuit să le duci la bus. Și după aia, băi, și fii atent, nimănui nu mai pus ale Five Gang, nimănui. Și anunț că închid Five Gang și încep să mă sune oameni, băi, eu am cumpărat bilete în 2020. Și voi nu mai veniți în concert?
Și a trebuit să te duci? Gata, bossule, am fost la Constanța cu două zile în turneu, Five Gang, turneu național. Eu am rămas, unde te duci? Păi mă duc la concert, mă duc pe mașină și mă duc la concert. Gata, bossule. Păi stai puțin. Păi dacă aveam bilete vândute acolo. Bun, și dacă, de exemplu, acum îți sună telefonul. Da. Bună ziua, domnul Shelly. Am vrea și noi un concert cu Five Gang. Nu se face. Pe bune? Nu se poate. Alo, bună ziua. Alo, sunt din Dubai. Sunt Sheikh-ul. Shake, shake, your body, shake, shake, shake. Așa. Aș vrea un spectacol, dau 1 milion de euro. Se face spectacol? Bineînțeles. Ai, mate! Bine. Să intre Sheikh-ul! Da, pe o dată e altă piață, mă, în Dubai. Am înțeles. Am zis că s-a închis pe teritoriul României. Păi, în Dubai este Five Gang scris arabește invers. Înțelegi ce zic? Adică nici nu știi să citești ce trupă e aia. În altă parte decât mai, România? Mai nu, asta e un regret dacă vrei. Nu prea am eu regret, dar asta e un regret. Aia să avem prin 2019 un concert la Londra, nu s-a mai întâmplat. Și cu Five Gang am rupt niște topuri în țară, dar în afară, deși am fost la radio în Bulgaria și la un moment dat chiar am prins un pic de amploare presa sus în Bulgaria, n-am avut niciodată un concert în afara țării. Deci asta nu s-a întâmplat. Eu cred că regretul ăsta trebuie să-l transpui. Trebuie să-l tratăm. De la 22 de ani încolo, eu zic să-l Shelly. Băi, nu, Shelly, deci spun, Shelly, on live, on concert, în Sofia, în Bulgaria, sau whatever. În Bulgaria. În Bulgaria, unde vrei tu. Eu zic că ar putea să dea bine. Poate fi. O ultimă întrebare înainte să putem cânta, pentru că abia aștept să cânt. Ah, și okay. Tu, văd un ocides în ochii tăi. Spune-mi despre publicul ăsta care se schimbă odată cu trecerea vârstei. Una, ai două planuri acum. Unul este internetul, YouTube-ul, cei care te-au cunoscut începând de la 11 ani în sus. Unul este muzica, cei care au cunoscut acum 5 ani cam așa. Five Gang-ul. Cam așa. Dar n-aș determina planuri așa. Aș spune mai degrabă că de când am început în 2020 treaba cu părere pe educație și cu ce am făcut eu pe zona asta de educație, plus aia cu accidentul și cu fake news-ul, ideea e că sunt toată fanii mei, cei care au de dinainte și bun, în general care sunt puștani, știi? Uh-huh. 13-20 de ani, intervalul ăsta. Din 2020 au venit adulții. 25, 35, 45 de ani. Zona aia. Te pune într-o poziție din asta în care e greu, foarte greu să mulțumești pe toată lumea, pentru că un puștan de 16-17 ani sau un tânăr exact de-o seamă cu mine, gen fix generația mea, nu au în comun ca și umor, ca și pop culture, ca și referințe de glume și de chestii, prea multe lucruri cu un adult de 35-40 de ani, nu au prea multe lucruri în comun, știi? Și atunci e întotdeauna exercițiul ăsta de echilibru, cum faci ca să rămână toată lumea happy, pentru că orice tânăr, orice copil, orice puștan vrea să te prostești mai mult, vrea să faci caterincă mai multă. Și mie îmi place și asta, adică mie îmi place să mă prostesc. Ce fac care, eu sunt un tip caterincă. În același timp, orice adult, orice părinte, ce, să fie mamă serios, fie băiat serios, să nu știu ce. Mie îmi place și asta, mie îmi place să vorbesc serios despre teme, mie îmi place să, adică pot să am discuții super serioase pe multe teme, știi? Și atunci eu le fac pe ambele, dar întotdeauna există nemulțumiți. Da, tu ai găsit calea de mijloc. Care e calea de mijloc? La muncă. Poate fi, da, e cumva mai pentru toată lumea asta. E pentru toată lumea. E pentru toată cei lumea, care vor, nu trebuie să fie nici chiar pentru toată lumea, că dacă e pentru toată lumea nu mulțumești pe nimeni. Nu, dar eu cred că cel de 30 de ani și cel de 18 ani, 15 ani, vor vedea, se vor distra, vor vedea ca un fel de alpinism, nu știu dacă ei știu de alpinism utilitar, dar în același timp gunoiul, știu că e cu gunoiul, da. Și mai departe. Adică se întâlnesc lumile acolo, da. Și te gândi foarte bine. Eu personal am zis, dacă o fac astăzi lată, s-o fac, pentru că așa suntem noi, ca și tine de altfel, dar de aceea avem multe lucruri. O, frumos! Așa e, încheiem frumos, nu? Nu, încheiem. Cum încheiem? Ce încheiem? Încheiem. Deschidem apetitul telespectatorilor, urmăritorilor noștri, pentru că eu îmi pun astea pentru că vreau să mă... Băi, dar tu de să o cânti pe asta. Eu, dacă vrei, sunt backing, dar lumea mă știe pe mine cântând asta. Tu ești surpriza. Știi că aici sunt ca un fel de Armin Van Buren cu platanele, una în stânga, una în dreapta, așa și mai departe. Așadar. Ai emoții? Oh. Deci, am emoții. Am toate emoțiile. That was quick, cum începe melodia. Da, e tagul de producer. Deci, iartă-mă, dar așa cum am luat-o de pe internet, a trebuit să-mi dau seama ce înseamnă scr. Iar tu ai băgat la fiecare frază în editarea melodiei crr, crr, ceva de genul ăsta. O să vezi.
pot să dau tonul aici? Să începem! Yeah! Cherry și Horia, Brent și băieți! Yeah! Devil's Quick! Oh! Hey. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează! Nimic! Ci! Haos! În cantități industriale! Boss! Femeia ta îmi dă târcoale! Tos! Aduc zahăr, clubul, sare! Deci eu și echipa mea am ieșirea vânătoare și sos! În cantități industriale! Boss! Femeia ta îmi dă târcoale! Aduc zahăr, clubul, sare! Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare! Dau șut, bară, gol, 1-0, Gică, Hagi! Yeah. Încrup ochii pe mine, paparații, totul magic! Yeah. Chemat-o la hotel și Uber-ul ia da cancer! A dormit studentă și s-a trezit influencer! Crăciunul 5 yen, cu frații pe trec! Noi rupem YouTube-ul, apasă pe Rex! Crăciunul 5 yen, yeah. Haide, Horia, cântă! Yeah. Ăștia dau cu hate aseara, mânca statul check! Ies pe balcon și mănânc salata Caesar. Am văzut doi hateri jos în piață la Parizer. Să vezi ce urmează, anul ăsta a fost doar teaser. Te-am mirosit, ești un șarpe, te-am trecut pe listă. Aoleu! La băieții i-am dat fora internet. Aoleu! Nu-i riv, voi pe scăruri, cați încet. Aoleu! Vreți să ne dați jos, n-aveți niciun efect. Crispy aripioare, bagă sos la pachet, sos! În cantități industriale, boss! Femeia ta îmi dă târcoale, boss! Aduc zahăr, clubul, sare! Și echipa mea am ieșit la vânătoare, boss! Cantități industriale, băi, boss! Femeia ta îmi dă târcoale, boss! Aduc zahăr, clubul, sare! Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. Alo? Răzvan, banii pe beat. Te uiți urât pe mine când mă vezi că am reușit. 2-0-2-2, încă nu v-ați pregătit. Intr-o scenă liniștit și tot clubul îl ridic și alo, pompieri! Au la topurile foc, yeah. Rinu-i Rin, o dau fin, nu mă joc. Din competiția în șoc, pe gagică tara broc. Ăștia fură sos non-stop. Bă, pune-l bă la loc, bă, hey! Al succesul garantat. Politera zero, muncă și m-am ridicat. Sunt mereu pe zonă și pe treabă concentrat. Care s-au arat, banii fac, topul spaga. Unu și-ai șoc, dați peste tine cu mult. Mult! Se surțin pe saire, că pe ăștia n-am dus să-i ascult. Dragică ta mă știe, am combinat tot. Am pus cheșu pe masă și a venit să o consult. Dr. Bane! Dr. Bane, sună așa! Sos! În cantități industriale, boss, yeah. Femeia ta îmi dă târcoale, boss. Aduc zahăr, clubul, sare. Eu și echipa mea am și la vânătoare. Sos! În cantități industriale, boss, femeia ta îmi dă târcoale. Aduc zahăr, clubul, sare. Eu și echipa mea am și la vânătoare. Hai că scriu bine versuri, n-ai ce zice. Stai, lasă-l acolo, lasă-l acolo. Ce mai ai? Creația, e piesa noastră preferată. Pe bune? Da. Asta? Da, genială. Hai cu mine și... Oh! Hocus pocus, apai banii! 5 stele ca sultanii! Și bagul story, easy money! Aoleu, dar sunt prea fericit ca Dani! Cine-i Dani? Hocus pocus, apai banii! Yeah! 5 stele ca sultanii! Asta e altă măsură! Bagul story, easy money! Doamne ferește, sunt prea fericit ca Dani. Sunt cu Five Gang-ul sus pe scenă, n-am semnal, bro. Dar mă găsești pe coperta Capital, bro. Vorbesc în Forbes, numere am numerar, yo. Am numai plus și înmulțire, n-am egal, no. Auzi aici, mi-a dat becarii un pon. Ce? Să n-am luat de bani în cont, yeah. Am urat cu ea în America de Nord. Am spart 4.000 numai în aeroport și am loc în portofel. Aoleu! Zici că-i casa de papel, yeah, yeah. Țin banul la sufletel, sufletel. Nu mă mai satur de el, oh, oh, oh. Dr. Bane, am dat un tun, dat un tun. Mă găsești în Cancun, în Cancun. Vin peste e tot ca un taifun. Foarte important, raratat sunt imun. Ocus pocus, apar banii, apar banii. Ca sultanii, bagul story, easy money, sunt fericit, sunt fericit.
ca Dani. Pocus, pocus, apar banii. Cinstere ca Sultanii. Ca Sultanii. Bagul storii zi mani. Și merg mai departe eu și Shelly. Oh, hai pe Snap să facem focuri. E focuri. Tot locul, nu în topuri. În topuri. Bagă banii, sare contul. Sare. Că fai vieți s-a întors și rupe totul. Snap, hai pe Shelly, wow. Hey. Hai pe Snap să facem focuri. Focuri. Tot locul, nu în topuri. Topuri. Bagă banii, sare contul. Five, wow, wow, wow. Five gang s-a întors și rupe totul. Patru, șapte, băiatul nu are frână. Nu are frână. Eu nu mă opresc nicio zi din săptămână. Nicio săptămână. O să te dispartă, suntem încă împreună. Spargem clubul până la șapte când brigada se adună. Niciun stres, stres, stres. Bani de cinci ani sunt pe vară. Tu ești fake, eu-s real. Înconjura prieteni și faci cei mai buni ani de ani. Story-ul pe Instagram. Lamborghini. Ochii pe noi și cancan. Mă trezesc dimineața, parcă sunt Răzvan și Dani. Prea fresh, prea nou, prea tână. Ți-am trimis factura, nu vreau banii. Nu vreau banii. Un spre locul, unul cald pe grani. Cald pe grani. Easy în picioare, scârs, scârs, sunt prea fresh. Te uiți după mine când mă vezi prin București. Yeah. Mă sună băieții. Alo, ghe, unde ești? Mă duc la ATM să scot un teac de cash, bineînțeles. Intră banul pe contul. Bara asta spargem topul. N-am mai avut nici voi, nici poate și parte de mărunt. Dar astăzi la el Shelly mă încrunt și vreau să scoatem totul din micii ăștia doi. Să ne simțim și noi bine amândoi. Shelly, Shelly. Nu uitați să apăsați clopoțul pe lui ca să primiți notificări de fiecare dată când postează Horia. Și la fel puteți face și la mine youtube.com/Shelly sezonul 1 din La Muncă. Out now. La muncă. La muncă, băi, influencerilor, băi. La muncă, băi. Deci eu... Spune-mi, cum faci tu versurile astea? Îți vin inspirație da, sau... Da, eu chiar scriu versuri. Adică, îți place să te joci cu cuvintele, adică... Îmi place și îmi place mai mult să scriu versuri pentru alții decât de la mici. Decât pentru mine, da. Bine zis, de la mici, de la mici. Pentru cine mai scris versuri? Pentru toți colegii mei de trupă. Pe bune? Am scris versuri pentru toți colegii mei de trupă. Am scris acum, am făcut un soundtrack al filmului Tabăra cu niște trapper foarte în vogă și am lucrat cu ei la versuri. M-am băgat și eu la creație la ei. Îmi place scriu versuri pentru alții pentru că mă simt mai liber. Știi? Adică pot scriu toate prostiile. No pressure. No pressure, știi? Adică pot scriu și chestii care nu se potrivesc neapărat cu mine. La Gami îmi place cel mai mult să scriu. N-ai văzut că Gami în fiecare piesă Five Gang are cea mai retardă parte de fiecare dată? Dar nu te bași, tu dai lui. Eu dau lui, da, dar eu le-am scris. Adică la Gami de fiecare dată sunt chestii un pic prea așa ca să le dau eu. Dar eu când mă uit la el, efectiv mă uit la el și îi văd se fața așa, îmi vine inspirația că mă uit efectiv la el și mă uit la fața lui așa că e mereu așa sictiric cumva și îmi vine să zic, nu vă supărați, dar să mor de vă mint. Să fac bani, mi-a intrat în instinct. Aoleu, nu mai de astea dau. Nu, dar te înțeleg perfect pentru că eu când mă uit la e-mail, de fiecare dată îmi vine să cânt. Te înțeleg perfect. Exact. Și nu te mint. Mi-a dat Becari un pont. Ce pont, știu, da. Să n-am rog de bani în cont. Deci toate îmi vin, deci îmi vin când îl văd pe Gami, îmi vin numai astea de bani și de... Dacă ar fi un vers cu Brenciu, ți-ai pune din nou Trenciu sau ce? Băi, Brenciu, nu știu, Brenciu e un cuvânt care nu rimează cu foarte multe. Brenciu, Trenciu, Menciu, Renciu, Meciu. Vrei să câștigi Meciu? Foarte bine. Du-te cu Shelly și Brenciu. Uite. Bro, sunt Horia Brenciu. De 30 de ani, sunt aici, câștig Meciu. Și la TVR, și la Neața, și la... fac și sketch-ul. Fac și sketch-ul. Mă știe toată lumea din București până în Moeciu. Cram cash-ul. Oprește-te că îmi schimb genul muzical dacă mai continui. Oprește-te. Te rog să te... Deci băi, Cristi, cum ar fi să facem noi chestia asta? Și noi ne mișcăm pe scenă, dar cred că s-ar mișca mai mult umerii când ar fi... Voi ați făcut coreografii pentru momentul ăsta? O dată, o singură dată când am... Dar v-a plăcut arena. Să vă distrați pe scenă, da, efectiv. Da. La arena am avut niște tunuri de CO2. Bă, dacă n-am dat, deci n-am mai rămas nimic. Bă, nimic n-am mai rămas din tunuri de CO2. Știu, cred. Deci, primul lucru pe care l-a făcut Gami când a intrat pe scenă, nu că bine v-am mulțumim că sunteți aici,
Bă, 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 vrea cineva să se răcorească, bă, puțin. Dădea cu ăla până. Da, da, până da, până da, știi că asta am făcut și noi. Dar am zis, bă, e prea brutal, că după aceea zice lumea că calm, fără gesturi brutale pe scenă. Nu, noi pe scenă suntem brutali, mă, noi pe scenă facem... Pe, e instrucție, mă, aceea, acolo. Intrăm pe scenă și ați adormit? Nu vă auzim! Iertă-mă, da. Face cea mai agărgie, țipă toată lumea. Aaaa! N-au nimic, plecăm acasă. De ce așa facem? Plecăm acasă, dormiți pe voi, aro. Repet, mamă, aia țipă în toți garunchii. Sunt, aaa, Andrei, mamă, ție îți place prea mult chestia asta și tu te întorci pe scenă. Îți spun eu sigur. E foarte posibil, e foarte posibil. Da, o să fie un real news de data asta. Televiziunea, YouTube-ul sunt două chestii separate. Da. Da, este extrem de greu să faci conținut care să meargă și. Și cumva noi am știut asta din prima și ne-am dat seama de chestia asta din prima, dar în același timp există și exemple de succes. Uite, dacă trebuie să ai umor, spre exemplu. Corect. Ai umor, rupe pe TV, rupe și pe YouTube. Și noi am zis, bă, deci, cred că se poate, cred că doar trebuie să găsim noi formula și hai că nu suntem proști, hai că poate o găsim. N-am găsit formula asta. Practic, Sherry Show a fost gândit ca următoarea etapă a conținutului pe care făceam eu pe YouTube. La începutul pandemiei. Practic, nu, mă refer la emisiunea Sherry Show de la TV. Aha. Și a fost gândită ca și cum, ok, hai să luăm tot ce fac eu acum pe YouTube. Fac niște vloguri. Ce tip de vloguri? Păi fac de toate. Fac provocări, fac chestii cu invitați vedete, gen provocări cu ei și jocurețe cu ei. După aia vorbesc serios despre anumite teme, gen educație, gen aia cu accidentul. Fac toate aceste lucruri, da? Și nu ne-a venit ideea care după aia n-am dat seama, abia după aia că nu era cea mai inspirată idee, dar așa e că nu toate ideile poate să fie inspirate. Am zis, ok, hai să luăm toate aceste formate și să le băgăm într-un singur format mare. Și să, după aia, să luăm acest format, să-l producem mega șmecher, mega bine făcut, să avem și scenariști, să avem o echipă întreagă și să perfecționăm aceste formate care ele oricum funcționau deja foarte bine, da? E, acum, s-au întâmplat două lucruri aici. S-a întâmplat că eu am făcut o tranziție bruscă de la un conținut foarte spontan, că era spontan, adică eu făceam exact ce-mi venea mie. Dacă săptămâna asta era un subiect serios, eu făceam un subiect serios. Dacă săptămâna viitoare era doar pe Caterinca, eu făceam doar Caterinca. La ceva care trebuia să fie într-o anumită formă și trebuia să aibă o anumită rigoare, pentru că trebuia să ai un format pe care să respecti de fiecare dată. La un moment dat nu înțelegeau cei de la prima, îi spărea foarte ciudat și pe bună dreptate, oamenii aveau dreptate, îi spărea foarte ciudat că am avut o emisiune numai pe Caterinca și numai pe Mondenită și pe Caterinca și următoarea ediție a fost dezbatere serioasă cu Ecaterina Andronescu, ministrul educației. A, mișto. Dar care să... pentru ei zicea, gen, bă, ce e emisiunea asta? Adică ce înseamnă emisiunea asta dacă tu faci, după aia, odată faci Caterinca și odată ai un manerist în platou și data viitoare tu ai ministrul educației. E, vezi la mine pe YouTube. Tu te bazai pe surpriză, practic, pe surpriza schimbării. Nu mă bazam pe surpriza schimbării, eu așa sunt. Eu nu sunt nici așa, nici așa. Eu nu pot fi doar serios, nu pot fi nici doar pe Caterinca. Înțelegi? Și pe YouTube, eu așa sunt, eu așa mă desfășor. Adică pe YouTube eu n-am nicio problemă să am un episod în care spăr geamul cu Dorian Popa și următorul episod, dacă vreau să fiu, să discut cu un ministru sau discut despre conflictul din Ucraina sau ce-mi vine mie, știi? Pe televizor rigoarea asta nu funcționa. Doi la mână. Noi când am gândit Sherry Show, când am gândit tot formatul ăsta, nu a fost gândit pentru televiziunea Prima TV. A fost un format gândit ca online first. Deci un format online first. Dar care, ca să se financeze, ca să ai de unde să ai cașcavarul, ca să plătești toată producția respectivă, deloc ieftină de altfel, vorbim totuși de platouă, pe camera Red Immense, de PGM, de toate camere, sunet și tot ce înseamnă producția aia, scenariștii și așa mai departe, trebuia să-l financeze cineva. Putea să fie un serviciu de streaming, fie o televiziune. Și atunci noi ne-am gândit așa, zic, bă, noi avem un content, adică noi știm să facem contentul bun. Și aici am făcut o eroare, am zis, bă, nu contează atât de mult care va fi a doua zonă de publicare. Deci prima ar fi online, nu contează atât de mult care ar fi a doua zonă de publicare. Important este cine finanțează cel mai bine, cine dă cel mai mult cașcaval, ca emisiunea să fie cât mai bună. Că noi ne-am gândit așa, ne-am gândit, bă, dacă contentul e bun, bă, va funcționa, dacă contentul e bun, va funcționa chiar și într-un loc care nu se potrivește cu contentul. Contentul funcționează de fiecare dată. Va trece, va fi atât de bun încât va trece peste faptul că nu se potrivește cu profilul publicului, profilul consumatorului acelui post. Vom aduce noi consumatori acolo, vom face. Și n-a fost așa, ne-am înșelat. Un lucru adevărat ai spus, indiferent de unde este prestat un lucru, conținutul poate să treacă dincolo de sticlă. Dar tu ai trecut dincolo de sticlă, să mă exprim așa, cu scrisoarea ta deschisă. Fapt, da, care mi-a plăcut foarte mult.
și spicuiesc din schimbările pe care le doresc de la învățământ, timpul petrecut de elev la școală, profesorii și modul de predare, schimbarea programului școlare și digitalizarea educației. A ținut cineva cont de ele? Simți că s-a întâmplat ceva după chestia asta? Nu, foarte puțin. S-au implementat niște chestii minore, dar na, merită menționat tot ce e progres. S-a implementat odată treaba cu evaluarea anonimă a profesorilor de către elevi, care mi se pare o chestie foarte tare, pentru că sunt genul de profesori, cum zic, abuzivi în sistem. Nu sunt toți așa, eu vorbim aici de o minoritate, dar sunt genul de profesori care, în general, sunt de zeci de ani în același liceu, aceeași școală, sau o poziție de autoritate acolo, adică au relații foarte bune cu consiliul director sau au prietenie acolo, nu-i dă nimeni afară. Nici un sistem de relații, da. Da, și ăia nu pleacă niciodată, ăia nu dispar și ei sunt o problemă. Și nimeni nu are curajul pe cont propriu să ridice, să ia să lucre la directoare, spune: doamna, este un profesor abuziv care comite niște abuzuri la ore. Eu am avut un caz de genul și nu sunt singurul. Și atunci asta cu evaluarea anonimă e bombă, că dacă 4 clase de elevi îți spun că ăla e sărit, că e descentrat, că e complet sărit de pe fix și că n-ar trebui să predea, atunci ar trebui luat în considerare. Acum nu știu dacă se ia în considerare, nu cred că se ia, cred că e doar o chestie consultativă așa cu profesorii. Dar ar trebui la modul, dacă peste 50% din elevii dintr-o școală, din elevii pe care ai tu la oră ca profesori, au zis că ești incapabil și că nu te mai voi ca profesor, să-ți faci bagajele, să pleci, dacă 50%, adică n-au cum 50%, nu o să dea pe criteriul că redai tu mult de lucru sau chestii din astea, dacă sunt 50%, vorbim de mulți aici, bă, frate, pleacă, adică cu ce drept mai stai, știi? Cele 10 întrebări. Mersi, ești drăguț. Okay. Sunt de astea rapide, așa? Da, Craiova sau Copacabana? În Copacabana n-am fost și mi-e un pic frică de necunoscut în general. Pe bune? Craiova. N-aș fi crezut. Dar sigur e mai șmecher Copacabana, dar și cum e orașul care te-ai născut acolo, da. E inima ta. Creator de conținut, actor sau cântăreț? Creator de conținut. Este. Școala din bancă sau școala vieții? Greu de ales, amândouă. Nu, dar cred că totuși... și poate o să surprind oamenii cu răspunsul meu, cred că totuși școala din bancă? Interesant. Zyber sau cocktail în flăcări? Te-ai băut vreodată Zyber? Bă, Zyber n-am avut. Niciodată, nicio. Știu că e de al nostru de acolo, dar nu știu cum se prepară. Nici ce gust are. Ce gust are? Nu sună bine. De ce mai trăiți? De ce mai respirați? E ceva de capul lui? Flexare sau validare? Știi ce înseamnă flexare? Când ai cu flexul, nu? Nu. Vezi? Nu, e gen când te lauzi. Când, te lauzi, te dai mare. Când, sau validare, interesant. Păi, da, nu știu, e o întrebare greu de pus într-un context. Validare, e mai bine să te valideze cineva decât să te validezi singur, normal. Cum îți sună mai bine? Andrei Șelaru, ministru educației, Andrei Șelaru, ministru economiei sau Andrei Șelaru, președinte? Andrei Șelaru, președinte. Ce vorbim? Da, nu știu ce să zic. Mulțumesc, nu cred că, adică ultimul președinte regăit pe care a avut țara asta n-a sfârșit tot mai bine. Așa că nu știu dacă vrem să mergem pe zona aia. De ce zic? Bogat în căutarea fericirii sau fericit în căutarea banilor? Băi, bogat în căutarea fericirii. Dar pot să spun, pot să-mi argumentez. Te rog frumos! Fericirea e mult mai ușor de găsit decât banii. Deja mai fericit în căutarea banilor, adică sună ceva ce nu găsești ușor. Bogat în căutarea fericirii. Și cum e, fericirea e în lucrurile mici, în lucrurile simple, în lucrurile de zi cu zi. Fericirea e o stare de spirit, e o chestie pe care o poți antrena, o poți învăța singur. Nu se compară cu ideea de a construi o afacere și de a conduce o echipă de oameni. Și deci, da. Mi-a plăcut asta, fericirea în lucrurile simple. Iar acum te pregătești să conjugi verbul la perfectul simplu. Verbul este înșela. Eu înșerai, tu înșerași, ei, ele înșerară, ieri ea înșeră, ei, ele înșerară, voi înșerarăți. Pare rău, trebuie să-i dau premiu. Iartă-mă, trebuie să-ți dau premiu pe tema asta. Premiul nostru este dulcele ăsta, care intră, ai conjugi foarte bine la perfectul simplu. Deci tu te duci acasă acum cu o sticlă de vin roșu pe care o bei pe îndelete.
Mamă, deci mă simt că era ceva. Era super bingo metropoli. Și ai câștigat. Ăsta și e de la... dulce, și stricat de vin. Ăsta e vinul de la Chateau Malbis. Nu uita că trebuie să iei acest senzație. Deci este absolut super estetic acest lucru. Trebuie să-l pui acolo pe undeva. Trebuie să-l pui pe bord de mașină. Boy, bravo, pe da. Bord de mașină. Și ce-a mai câștigat? Tigaia Dry Cooker. Ție-ți plac desenele animate? Nu m-am uitat la desenele animate. Niciodată. Niciodată. Nici când era mic. Niciodată, nicio problemă. E o chestie despre mine, da, m-am întrebat oameni. Chiar nu m-am uitat nici când era mic la desene animate. Niciodată? Jur. Perfect. Noi avem încă un, nu știu dacă îți plac ție, dar am riscat, pentru că n-am vorbit deloc de Smaranda, pe care o să o salutăm, prietena, iubita ta, partenera ta de viață. Aș vrea să spun că Diardi, prietenii noștri din acest podcast, fac niște portrete în ulei. Ok. Iar Diardi ți-a făcut un portret în ulei, pe care nu știu dacă îl vei pune undeva în casă. Dar așa arată el. Vai, ce drăguț. Îți place? Super mișto. Vorbesc serios. Super mișto și ea o să fie... Vorbesc serios? În extaz când vede. Ăsta e momentul. Și nu uitați-se pentru cei care vreți să faceți o comandă pentru portrete în ulei. Dacă intrați acum pe site-ul lor, aveți 50% discount. La unchiul Brânciu aici. Ai. Ce, îmi place foarte... Nu știam dacă îți plac. Eu nu te-am văzut cu... Am în casă tablouri. Oamenii zic că sunt narcisist. Mai am tablouri cu mine. Nu, dar nu, e vorba de o parteneră ta... Avem desene prin casă cu noi. Chiar, da? Chiar tare. Chiar și mișto făcut. Mai avem vreun cadou să-i dăm? Mă, dați-mi, auziți, după mi s-a stricat trepiedul. Dați-mi un trepied. Dați-mi și... monitorul ăla vă trebuie? Monitor nu îmi trebuie, dar e... Ăsta este ultima piesă pe care trebuie să o cânti. Aceasta. Ok. Ok. Vreau să spun că ești un tip foarte, foarte plin de neprevăzut și în același timp de conținut. Ceea ce mă bucur foarte mult, pentru că există un om la care cei tineri pot să se uită și pot să-l urmărească. Masa asta este foarte complexă, plină de mici și felul ăsta trece iubire? Orez cu lapte. Mulțumesc mult. Știu că tu mănânci foarte mult lapte cu cereale, dar astăzi este orez cu lapte. Unde știi? Ai tu stocker. Da, deci suntem stockerii tăi astăzi. Dragii mei, sunt Horia Brânciu, ați fost la Lucruri Simple și știți foarte bine, așa cum zicea și Shelly, în viața noastră se întâmplă tot felul de lucruri simple. Bucurați-vă de ele, cum ar fi de acest podcast. Și nu uitați, cum ar zice și Shelly, treceți la muncă. Faceți munca cu plăcere și dacă vine și o pasiune, atunci ea se numește Lucruri Simple. Stai să-mi iau și eu textul. Încep. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Așa e. Inima să-mi fie așa. Bine, ce voce, mă, fantastic! Ca un fulg în palma ta pentru mine. Cum, pentru tine ce? N-ar fi prea puțin. N-ar fi prea puțin. Bine, Shelly. Nu caut cuvinte greu. Mai ales nu caut nici multe, nici multe motive ca să te iubesc. Te pupăm, Smaranda, și refrenul pentru tine. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cel albastru eu și tu. Mamă, ce bine interpretezi! Ești un actor de săvârșit! Mulțumesc mult, Hoia! Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Asta cu foaia și... Interpretă, ți-a făcut asta cu foaia. Oh, da. Baby! Strofa a doua printre mici, vin roșu și orez cu lapte. Este! Da, mie-mi place orice zi în care mi-ai putea zâmbi dimineața pe pena ta. Da, da, da. Așa, așa. Aha, aha.
Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert, și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le desfăc. Foarte bine! E un nou pre-refren, dar e bun și ăsta. Dă-le-te-zle. Acum e întreagă, m-am nebunit. Nici nici după chimere, nu vreau să aleg. Refrenul vine. Mulțumesc acum pentru mici, Horia. Cu drag. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu, eu și tu. E de ajuns doar muzica. Mici cu muștar, o na-na-na-na-na. Lucruri simple voi păstra. Și tablou acesta nu e super, nu-i așa. Abia aștept să ne revedem. Mergeți. Work, 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 work it. Îți mulțumesc foarte mult.